de studierea Sfintei Scripturi, de studierea și de înțelegerea Sfintei Scripturi. Din păcate, Evanghelia de Duminica aceasta care vine este mai actuală decât ne-am fi închipuit, noi cei care am organizat. Și pare să că mulți au găsit scuze ca să nu fie prezenți la această întâlnire în care vrem să fim liberi. Dar, până la urmă, nu cantitatea face mult, ci face mult calitatea și vă încredințăm, Părinte Profesor, că toți oamenii de aici sunt oameni de calitate care abia așteaptă să soarbă ceva din înțelepciunea cuvintelor dumneavoastră. Părintele Stelian Tofană, mă gândesc că îl cunoașteți de pe internet, de pe canalele de YouTube. Dar îi fac o mică prezentare. S-a născut în localitatea bistrițeană Budești, a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, apoi cursurile de doctor la Institutul Teologic de Grad Universitar din București, secția biblică, specializarea principală, studiul biblic și exegetic al Noului Testament și limba greacă. Din 1998 până în prezent, este profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părintele s-a afirmat ca un mare profesor și îndrăznesc să spun ca unul care a fost student, că erau cursurile cele mai gustate și cele mai căutate ale facultății noastre, la care adesea participau studenți ai altor facultăți. Și asta o știu pentru că, cel puțin viitoarea doamnă preoteasă, venea cu trei colegi la cursul Sfinției sale și îi mulțumim pentru că am mijlocit și această întâlnire a noastră. Apoi a inițiat Părintele un program foarte important, numit Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, un program derulat la Biserica Schimbarea la față din Cluj-Napoca, în care a explicitat teme de o importanță capitală, cine este Isus, procesul Mântuitorului Isus Hristos, o evaluare biblică și istorică, Maria, Maica Domnului în paginile Bibliei, postul creștin, ce ne spune Sfânta Scriptură despre post. Iar începând cu anul 2014, Părintele Stelian Tofană a susținut periodic conferințe pe teme de interes pentru familia secolului 21. Niciuna dintre provocările actuale la adresa familiei nu au fost eludate de Părintele Profesor și nici considerate prea insignifiante ca să fie tratate, așa cum de multe ori noi le considerăm neimportante, vorbind alte lucruri care poate că dumneavoastră nu vă interesează. În schimb, Părintele a abordat teme sensibile. Și o să enumăr câteva titluri pe care vă voi îndemna să le căutați pe canalul de YouTube, o să le găsiți acolo pe toate și să le ascultați când veți avea vreme. Și anume, când și cu cine ne căsătorim, ce ne spune Biblia, taina Sfintei Cununii, mai pot fi educați copiii, mai sunt părinți un exemplu, Valentine's Day, căsătorie de o zi sau de o viață, divorțul o soluție, depresie, boala secolului, ce ne spune medicul și Biblia, societatea de astăzi, o lume fără familie și multe alte teme puțin atipice pentru teologia ortodoxă, care preferă încă o dată să fie mult mai tehnică și se întâmplă cu ea un lucru pe care îl zicea Părintele, filozoful Constantin Noe, ca zicea el la un moment dat în eseurile sale, văd atât de concret pe fratele acesta moral, încât îl aud judecând asupra lumii de azi, luând atitudine, ținând prelegeri, participând și mai ales refuzând. Pentru că este un om curios, ca orice ființă stătătoare, va veni să vadă ce facem la școală. Cineva dintre noi îi va spune în față, ești fratele fiului risipitor. El nu aude bine, căci toți orgolioșii sunt nițel surzi. Și va spune, scuzați-mă, sunt profesorul. Și va aștepta să-l întrebăm ce materie profesează. Dar nu va întreba nimeni. Ei, cu Părintele Stelian Tofană nu se întâmplă asta decât cel mult în seara aceasta la Turda, unde pare să că dormim, dar ne vom trezi, sperăm. Și Părintele cu siguranță că ne va umple sufletele, așa cum umple nu doar suflete, ci și sări în orașele importante ale țării. Așa că iurăm bun venit în mijlocul nostru, Părinte Profesor. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația. Încă o dată, fără să exagerez, bine ați venit și dumneavoastră la cel mai important eveniment duhovnicesc derulat în anul acesta al centenarului, la Turda. Părinte Profesor, vă rog. Dragi cei de părinți, onorat auditoriu
toată, aș vrea să precizez câteva lucruri și anume să-mi cer scuze pentru întârziere. Am fost în timp în Turda, dar în San Francisco, în urmă cu două săptămâni, acum mai ușor să mă descurc cu mașina decât în Turda. Așa că GPS-ul nu-mi dădea adresa respectivă și cum depindem de tehnică, și asta este o mare, să spunem, provocare pentru noi cei de astăzi, când tehnica va pica, picăm cu toții. Așa că nu mai avem numere de telefoane în carnețele, nu mai știm niciun număr de telefon. Dacă mă întrebați repede, nu mai știu numărul de telefon nici a soției mele. Dacă nu mă uit în telefon, suntem în afară de orice. Înainte, amintiți-vă, cei mai în vârstă aveam carnețele imediat. Știam, dacă știam numere pe de roz de telefon, pusecele. Acum nu mai știm nimic. Așa că vă cer scuze pentru această întârziere, m-am învârtit de câteva ori, dar GPS-ul nu vedea unde este primăria din Turda, mă ducea undeva pe o altă stradă. A doua problemă pe care vreau să o spun înainte de a începe prelegerea mea, sigur că tema se potrivește foarte bine, de asta n-a venit numai părinte, pentru că suntem liberi. Omul este liber și tocmai despre tema aceasta pe care mi s-a sugerat vreau să vă vorbesc, vreau să fiu liber. Vreau să fiu liber, suntem liberi să alegem orice. Nu înseamnă că am ales binele. Întotdeauna. O să auzim mai multe lucruri în sensul acesta, în seara aceasta. Al treilea lucru pe care vreau să-l precizez, părintele spunea că la cursurile mele veneau studenți de la alte facultăți, dar vin și acum mulți de la alte facultăți, dar eu le spun, știți de ce vin? Pentru că nu trebuie să dea examene cu mine. Așa că dacă nu trebuie să dea examene, sigur că sunt bine. Vin mai greu cei care trebuie să dea examene. Acestea câteva lucruri fiind zise, aș vrea să mă opresc puțin la tema care mi-a fost sugerată. Vreau să mai menționez încă un lucru. Părintele spunea că nu sunteți mulți și că sunt obișnuit cu sute de oameni sau cu mii de oameni, dar într-adevăr, sunt obișnuit cu foarte multă lume. Alaltă seară, suntem în joi acum, da? Alaltă seară a fost cu mie de oameni aproape la Casa de Cultură a Studenților, unde am avut conferința cu domnul profesor Adrian Papahaci, și anume Papahaci, cum se pronunță mai bine, și anume ce fel de viitor ne construim. A fost o conferință maraton, care a ținut până pe la 10:25. Noi la ora 9 trebuia să încheiem, dar la 10:25 oamenii nu plecau, nu vreau să plece. Dar de ce am amintit acest lucru? Cu toate că, repet, sunt obișnuit cu multă lume, nici lumea puțină pentru mine nu însemnează un factor care să mă afecteze în ceea ce spun, pentru că mă conduc întotdeauna după un principiu patristic care spunea izvorul curge și izvorește și curge, indiferent că vine o căprioară să se adapte din el sau o turmă de căprioare. Așa că, pentru mine, orice suflet este important, nu se știe dacă nu dintr-un mic grup pot să fie afectate în sensul pozitiv al cuvântului și mișcate trei suflete și din 1000 de oameni să nu fie niciunul. Asta Dumnezeu nu mai o știe. Noi cei care vorbim și preotul în biserică trebuie întotdeauna să se ghideze după acest principiu, repet, patristic. Nu înseamnă că dacă ne ascultă 10.000 de oameni trebuie să vorbim altfel și dacă ne ascultă 10 oameni trebuie să vorbim în alt mod. În sensul că să fim mai puțin entuziasmi sau să ne concentrăm mai puțin sau să spunem mai puține lucruri. Pentru că un suflet nu mai contează la fel de mult ca și 10.000. Așa că toate aceste detalii pe care le-am spus și care mă introduc, trebuie să fie importante pentru dumneavoastră și cele legate de întâlnire, cu scuzele de rigoare. Tema care mi-a fost sugerată este provocatoare și mi-a plăcut de la început. Nu am avut plăcajul, nici n-am întrebat să o prezint în PowerPoint, nu știu dacă era posibilitatea aici să o prezentăm în PowerPoint, poate era sau nu, dar vin de pe drumuri, eu vin după un turneu de 10 de apropo.
aproximativ o lună în America. Am fost din 15 noiembrie, sunt plecat în America și m-am întors doar alaltăieri. Foarte important, turneu obositor, sigur, Detroit, partea de nord, apoi am zburat pe coasta de vest, Portland, Seattle. În Seattle mare a fost surpriza, bine opinat să fiu chemat și în Vancouver, în Canada, n-aveam nici viză, dar am trecut foarte bine pe la graniță. Nu știu, probabil s-a rezolvat problema vizelor, eu am avut vize pentru Canada, dar spuneam grupului care m-a invitat la COP, nu știu dacă o să pot să trec, că nu am nici pașaport electronic, pentru că anul acesta expiră, pașaportul vechi, și n-am nici viză de Canada. Și la graniță, dar am zis, dacă trebuie să vin pentru cineva, nu o să mă oprească nimeni în Canada, la graniță. Dar graniță dintre America și Canada, când am ajuns acolo, eram cu o mașină și cu soția și m-a întrebat grănicerul, unde mergeți? Zic, în Vancouver, de ce, la o conferință, poftiți. L-a deschis, în mod neașteptat, barieră. De acolo am venit înapoi la Los Angeles, de acolo San Jose, Hayward, și din Hayward pe San Francisco și de acolo în Atlanta, de unde am venit la alte. Să știți dumneavoastră că am întâlnit mii de români. Diaspora nu este ușoară, românii nu o duc foarte ușor în America, dar ei trăiesc într-un pericol extraordinar și ar vrea să le împărtășesc și dumneavoastră după ce am să vă spun de ce sunt pe drumul. Am ajuns luni seara foarte târziu acasă, după două nopți de dormit, întoarcerea este mai grea, pentru că nu dorm în noapte. Am pornit după masa din Atlanta și am ajuns undeva după ora medicii, la ora două noaptea, în Frankfurt, dar Frankfurt, în Frankfurt era 8:30. Așa că nimeni nu s-a mai culcat în Frankfurt la 8:30. E foarte grea, obositor, dar iar după 20 de ore, conferința de care v-am amintit-o, iar ieri dimineață am plecat după, am avut o mormântare la Mian și am plecat direct pe Sovata, unde am avut o altă întâlnire cu altcineva și acum vin de acolo, pe un trafic imens, exact ca și în Statele Unite, unde se merge pe 7 benzi, pe 7 pe cealaltă. Vă rog să vă imaginați o autostradă cu 14 benzi. Cum arată acolo și toate benzile sunt ocupate în acest fel ca și aici, când e vorba de o singură bandă. Știți, înainte totuși de a intra în conferință, vreau să vă mai spun ceva și asta. Și din aceste lucruri avem de învățat sau cel puțin de reflectat. Mergeam pe autostrada din Los Angeles cu acea saltă de podul, dacă vă amintiți, sau poate l-ați văzut vreodată și vi le reimaginați, acea saltă de autostrăzi, de poduri, autostrăzi unele peste altele, și la un moment dat, dacă nu ești atent, te cam învârți pe acolo, și 7 benzi pe o parte, 7 pe alta, mașină lângă mașină, și spuneam persoanei cu care eram, zic, nu să-ți imaginezi următorul lucru. Așa este peste tot. În toată lumea. Dacă acum suntem, spune, în Los Angeles, dacă ne ducem în Cluj, e la fel, dacă mergem în Turda, e la fel, dacă mergem în Bistrița, la fel, mașină lângă mașină, vară la vară se circulă astăzi și nu mai găsești un loc de parcare. Și am spus, te rog să-ți imaginezi acum, dacă am oprit toate mașinile din lume și am încolit rezervoare, și toate rezervoare, și am oprit toate avioanele, care folosesc mii de tone de combustibil, și am golit toate rezervoarele, și am oprit și toate vapoarele, și am golit rezervoarele lor, la fel, cu mii de tone de combustibil. Vă rog să vă imaginați ce ar fi acum. Și îmi spune profesorul, ar fi un lac. Da, și eu mă gândesc că ar fi un lac, nu știu de ce dimensiuni, dar imaginați-vă, în clipa asta, din Asia, America, Africa, Europa, Rusia, toate, care este un continent. Am oprit-o de mașinile, am golit rezervoarele, eu cred că s-ar face un lac uriaș de combustibil într-o zi. Iar gândiți-vă dumneavoastră, în ultimii 20 de ani, să zicem, dacă într-o zi facem un lac,
încă ani, cred că facem o mare, dacă nu chiar un ocean. Și spuneam, haide să ne imaginăm Oceanul Atlantic, dacă am luat din el 50 de ani la rând, să ne imaginăm că în loc de apă ar fi combustibil și să luăm 50 de ani la rând, sau 30 de ani la rând, toate mașinile astea din lume, să luăm combustibil. Eu cred că ar seca. Și atunci întrebarea este următoarea. El mi-a spus, nu, n-ar seca în 30 de ani, cred că ar seca în 5 ani. Și atunci, haideți să ne imaginăm următorul lucru. De unde această rezervă? Unde acest ocean Atlantic de combustibil? Și noi nu scoatem din el numai în ultimii 30 sau 40 sau 50 de ani. Și atunci, la ce concluzie am ajuns cu profesorul respectiv, care e lângă mine, acest univers, cum spunea Voltaire, ne spăimântă, și nici nu putem gândi măcar cum poate exista un ceas fără ceas fabricat. Adică nu putem să ne imaginăm că acest univers a apărut la întâmplare, printr-un Big Bang, printr-un semnal, nu știu de cine, dar cu ce semnal la trebuie să fie dat de cineva. Și atunci ajungem la concluzia existenței lui Dumnezeu, care a creat acest univers și în care nu putem să pătrundem nici o clipă în tainele lui. Iată ce vedem, ce putem să învățăm, dar ce ieșim din trafic. Și asta îi spuneam atunci, haideți să reflectăm la asta ca să uităm că suntem în trafic și că mergem bară la bară. Și iată cum putem în trafic să ne imaginăm, să ne imaginăm pe Dumnezeu și să reflectăm la El chiar și atunci când suntem obosiți, chiar și atunci când ne deranjează traficul și când ne claxonează toată lumea. Să știți că și în America ne-am oprit la stopuri, dar nu claxona la 10-a mașină. Eram în București și mergeam cu fiica mea la minister și la Ministerul Educației și ne oprisem la un semafor și de vreo două ori s-a făcut verde și n-am mers nimeni. Și noi eram cam a 10-a mașină, conducea fiica mea. Și la un moment dat claxonează toată lumea și claxonează și ea. Deci nu tu de ce claxonezi? Păi dacă nu mergea prima mașină din fața ta, sau a doua, sau a 10-a. Deci prima mașină de la semafor, dacă nu merge, noi de ce claxonăm a 10-a mașină? Care e logică? Păi că așa e în București. Asta nu înseamnă că trebuie să fim și noi ca și bucureșteni. Iată, iubiții mei, cât avem de învățat din lucrurile foarte obsedante pentru noi, în sensul că ne obsedează în fiecare zi aglomerația și traficul și ne enervăm, de iată că am putea și să nu ne enervăm și din această situație, iată să reflectăm și la Dumnezeu și cu atât mai mult ne-am minunat când am vedea ce extraordinară creație suntem și noi lângă cealaltă creație a lui Dumnezeu care ne învăluie de mister și de taină în orice clip. Asta, ca v-am spus-o, dar dacă mâine mergeți la servici și sunteți în trafic, să nu vă enervați și să vă gândiți la Creator. Și atunci Creatorul să te minunează. Acum, haideți să ne oprim puțin la tema sugerată, interesantă și provocatoare. Înainte de a o dezvolta, vreau să fiu liber. Dar ce înseamnă să? O să spun că eu sunt liber acum să ies afară, sunt liber să mă duc să stric mașina din față, sunt liber să lovesc pe cineva, sunt liber să sparg un geam de la un magazin. Sunt liber. Nu mă constrânge nimeni. Dar care sunt consecințele libertății? Și ca să mă înțelegeți mai bine, înainte de a folosi câteva repere biblice la care să reflectăm, eu am să vă dau... M-am gândit la două citate importante care, pentru mine, sunt extrem de provocatoare vis-a-vis de tema care mi-a fost sugerată și pe care vreau să o dezvolt în fața dumneavoastră. Primul ar fi dintr-un filozof francez pe care și de care mulți ați auzit, unii poate aș citi ceva despre el, Jean-Paul Sartre, care a trăit între 1905, dacă bine mă amintesc, și a murit undeva în 1980. Deci un filozof contemporan, am spune noi, nouă, și el spune așa vis-a-vis de libertate. A fi liber. Ce înseamnă a fi liber, se întreba el?
și spune, nu înseamnă a fi liber să faci tot ce vrei. Noi asta înțelegem, că dacă ești liber, poți să faci tot ce vrei. Și dacă ne uităm în dicționar, o să vedeți că aceasta e și definiția. Nu se poate, n-am găsit o definiție mai lipsită de sens decât acea dată libertății de text. Dar o să vedeți și dumneavoastră. Și spune mai departe Jean-Paul Sartre. A fi liber nu înseamnă să faci tot ce vrei. Sau zici ce frumos spune, ci să știi că poți să vrei. Deci să știi că poți să vrei. Să faci orice, dar nu este orice lucru, finalitatea lui a vrea. Mi-a plăcut acest joc de cuvinte, iată ce înseamnă, sună frumos și în original, în franceză, dar iată ce spunea un alt mare om al lumii, eu îl pot numi așa, un om al Bisericii, dar nu al Bisericii Ortodoxe de data aceasta, ci al Bisericii Romano-Catolice, e vorba de fostul mare Papa, Papa Ioan Paul al II-lea, care spunea așa, a fi liber nu înseamnă să poți face ce vrei. Deci nu înseamnă să poți face ce vrei, ci să ai dreptul să faci ce trebuie. Iată ce frumoase cuvinte. Să ai dreptul să faci ce trebuie. Iar Sfântul Evagrie de Ponticul spunea, a fi liber înseamnă să știi că nu ești liber. Deci a fi liber, n-a să știi că nu ești liber. Iată, am mers pe o palieră, pe o reflexie dintr-un palier filozofic și am să explic imediat sintagma Părintele Bisericii pe o coordonată, să spun, eclezială și pe alta coordonată patristică. Asta ca să îmbinăm și știința și teologia. Și din teologia am luat două direcții, una occidentală și alta răsăriteană, ca să împăcăm și pe catolici și pe ortodoxi. Acum, după ce am dat aceste definiții, haideți să ne oprim puțin la semnificația. Eu aș împărți prelegerea în seara aceasta în două părți, și anume, în prima parte, să vorbim despre o democrație a libertății, să vedem ce înseamnă democrația libertății, și în partea a doua să ne oprim la libertatea adevărului. Ce înseamnă libertatea adevărului și ce înseamnă democrația libertății. Dragii mei, ce înseamnă democrația libertății am văzut foarte bine după 1989. Am văzut ce înseamnă să nu fii liber înainte de 1989 și era trist pentru cei mai tineri, acel timp este cu totul străin, dar pentru noi cei mai în vârstă înseamnă un timp nu de pioasă mintină. Că nu erai liber și nu aveai voie să faci lucruri care nu țineau neapărat de un compromis al libertății. Trebuia să te îndrepți doar spre locul unde erai dirijat și nu însemna că întotdeauna vrei să te duci acolo. Să asculți, să trebuia să asculți numai ce ți se dă, nu ce vrei, nu ce ai fi dorit, să urmărești numai ceea ce ți se dă, nu ceea ce ți-ar plăcea să urmărești, ca să poți face o selecție și așa mai departe. După 1989, a însemnat o explozie în ceea ce înseamnă raportarea omului la libertate. Și din păcate n-am folosit în modul cel mai potrivit libertate. Pentru mult după 1989, democrația libertății a însemnat democrația haosului, democrația compromisului sau democrația falsei libertăți. În sensul că după 1989, ieșind din acest ghetou în care am fost strânși, am socotit că dacă sunt liber acum, în democrație, pot să fac ce doresc eu, pot să fac ce vreau. Așa s-a înmulțit criminalitatea, așa s-a înmulțit păcatul, lipsa de respect, nedreptatea. Așa s-a făcut drum liber, sau s-a făcut cale liberă.
minciunii și păcatului și nedreptății și de cele mai multe ori păcatul fiind numit virtute și virtutea păcată. Adică după 1989 am socotit că pot să ies în stradă să spun orice, sunt liber, dar să spun orice, bun, dar ceea ce spuneai tu, cui folosea? Vreau să ne gândim la acest lucru. După 1989, tinerii au socotit că pot să-și permită orice din Occident, din apus, să împrumute orice, chiar dacă nu le folosea. Și așa s-a mulțit pornografia și erotismul și lucrurile care, sigur, de care suntem responsabili și cu siguranță vom da seama de el. Pentru noi, sau pentru mulți, libertatea după 1989, în democrația de după 1989, a însemnat ceva ce te absolvă de responsabilitate. Dar nu înseamnă că a fi liber însemnează a nu avea responsabilități. Și așa se face că, la tot pasul, ne-am trezit după 1989 în democrația libertății cu false valori, cu, așa cum spuneam, cu nerespectarea omului, cu invazia, să spunem, cu insurecția aceasta, fără limită a păcatului în spațiul virtuții, așa mai departe. Adică n-am mai avut, n-am mai fost filtre de triere a valorilor, a cuvintelor, a gesturilor, a vorbelor. De diferență între cuvânt și vorbă. Cuvântul poate să spună ceva, dar vorba poate să înseamnă înțelepciune. Adică am stat numai fără să mai gândim. Și această pasivitate, să spunem așa, a născut haosul în care trăim astăzi. Eu mi-amintesc că există un dicton, o glumă despre țăranul român Ardelean, și anume stătea pe o bancă, un țăran, și privea la haosul din jurul lui. Claxoane, tineri din jurul lui. Mașini înghesuindu-se una între alta, oameni țipând unul după altul, oameni vorbind singuri, pentru că el a văzut căștile din ureche, invizibile, și oameni care gesticuleau pe stradă, pe trotuar, vorbeau singur, spune, ce lume am ajuns, în ce lume trăim. Și stătea și se uita, și atunci trece cineva pe lângă el și îl întreabă, băi, Gheorghe, ce faci? Stai și pungești? Nu, nu mai stau. Adică nici nu mai putem să pungetăm. Nici nu mai putem să ducem în spațiul de referință al nostru haosul în care trăim. Libertatea de după 1989 a fost înțeleasă de multă lume ca fiind libertatea jignirii, în care poți să spui ce dorești, poți să le jignești pe om, poți să îți reclam un drept care de fapt nu este drept. De aceea, repet, haosul în care trăim, din toate punctele de vedere. Tribunale după 1989 sunt mai pline decât, de două ori statistica, decât înainte de 1989. Asta tocmai datorită întrebuințării false libertăți. Așa că, din punctul meu de vedere, democrația libertății, special de după 1989, a creat haosul în care trăim, haosul intelectual, haosul economic, haosul informatic, haosul cibernetic. Uitați-vă ce atacuri sunt cibernetice care pot destabiliza astăzi lumea într-o clipă. Și asta este haosul când democrația libertății este înțeleasă ca democrația haosului. Dar ce înseamnă libertatea adevărat? La polul opus acestui mod de a înțelege democrația și libertatea. Și aș vrea, în sensul acesta, să ne oprim puțin și să reflectăm împreună la câteva
citate biblice, adică la Cuvântul lui Dumnezeu, care ne arată ce înseamnă libertatea adevărului și ce înseamnă a fi liber prin adevăr. Am să vă citesc mai întâi un text din Evanghelia după Ioan, din capitolul 8. Este vorba de, dacă veți citi acasă, și vă rog să citiți și să deschideți scriptura la acest capitol, este vorba de contestarea originii lui Isus de către iudei. Și anume, originea lui dumnezească contestată, neputând fi înțeleasă și mereu punându-se Isus în discuție de către evrei, comparativ cu Avram, cu părintele Avram din care ei descindeau. Pentru că el atunci când vorbea, eu sunt mai înainte de a fi Avram, ei nu puteau să înțeleagă acest lucru. Cum să fii tu mai înainte decât Avram? Lui Avram i s-a promis că, iată, va naște din el un popor, se va naște din el un popor atât de numeros, mai numeros decât stelele cerului, sigur, era o metaforă folosită de Dumnezeu. Și atunci, în acest context în care originea lui dumnezească și identitatea lui dumnezească era contestată de evrei, Iisus avea să spună câteva lucruri. Și am să vă citesc. Dacă nu credeți că eu sunt, și cine era el, în definiția dată, el și-a dat mai multe definiții, Iisus. Toate aceste definiții sunt prinse în Evanghelia după Ioan. Sunt 7 ziceri cu egoimii în limba greacă, eu sunt. Sau 10, în funcție de cum le combinăm. Și anume, eu sunt lumina lumii. Dacă ne întreabă cineva, cum l-am putea defini pe Iisus Hristos, îl putem defini din modul în care El s-a definit pe sine. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt viță. Voi plădiți. Și este încă o definiție foarte frumoasă, ca să nu insist atât tuturor. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci Iisus spune așa, eu sunt. Dar aici, dacă nu credeți că eu sunt, deci eu exist, este un particip în limba greacă care arată că eu exist fără să fiu de cineva determinat. Foarte interesant, foarte interesant modul de exprimare în traducere. De aceea Biblia nu poate fi citită oricum și nu poate fi interpretată de oricine și este nevoie de niște cunoștințe, altfel de cunoștințe și de limba greacă, altfel nu putem să pătrundem în esența unor cuvinte sau expresii. Niciodată, dacă nu știi limba greacă, nu o să poți să înțelegi ce înseamnă definiția lui Iisus. Eu sunt singură. Ce înseamnă? Și eu sunt. Dar ce sunt? Noi așteptăm imediat, când spune eu sunt, să mai spunem un apelativ ca să ne putem defini, de exemplu. Eu sunt preot, eu sunt profesor, eu sunt inginer, eu sunt muncitor, eu sunt tată, eu sunt mamă. Dacă spui numai eu sunt, nu înțelegi ce înseamnă că ești. Ori Iisus când spunea, eu sunt, spunea așa, eu sunt Cel ce sunt de nimeni determinat, care am existența prin mine însumi, adică nimeni nu m-a creat. Iată, sensul din limba greacă. Și atunci El spune așa, eu sunt Cel ce de nimeni determinat, nu sunt Cel care am existența prin mine însumi, adică sunt calea, adevărul și viața. Dacă El s-a definit cale, adevăr și viață, semnează că și calea este exprimată la modul suprem de înțelegere, și adevărul la modul suprem de înțelegere, și viața la modul suprem de înțelegere. Și atunci, iată ce spune El mai departe. Dacă nu credeți aceasta, veți muri în păcatele voastre. Și ziceau iudeii către El, cine ești tu? Și a zis Iisus, ceea ce v-am spus de la început. Eu sunt. Așadar, în acest context, El exprimă aceste cuvinte. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liber. Doar adevărul te face liber. Dincolo de adevăr, nu te poate face nimeni liber. Și dacă Iisus este adevărul doar în Iisus și în învățătura Lui,
poți să simți adevărata libertate. Tot ce este dincolo de învățătura lui Iisus, nu mai este libertate. Pentru că tot ce este dincolo de Evanghelia lui, poate să însemne păcat. Începe lumea fără Dumnezeu. Deci dincolo de Iisus este lumea fără Dumnezeu. Este foarte logic. Este foarte corect. Deci dacă suntem în afara lui Dumnezeu, suntem în afara sferei lui de influență asupra noastră. Și când nu mai ești în sfera de influență lui Dumnezeu, ești în afara lui Dumnezeu. Dincolo de Dumnezeu este lumea păcată. Adică lumea negării lui Dumnezeu. Iată de ce spune El, veți cunoaște adevărul, mă veți cunoaște pe mine. Sfera mea de influență asupra vieții voastre și atunci veți fi liber. Când nu mă veți cunoaște pe mine, nu veți mai fi liber. Acest mare lucru trebuie să-l înțelegem și v-aș ruga să știți acest verset pe de rost. Rămâneți în mine ca să rămâneți în adevăr. Veți cunoaște acest adevăr și el vă va face liber. Pentru lumea de astăzi și pentru tinerii de astăzi, această sintagmă ar trebui să fie una care să-i urmărească mereu și nu numai pe noi, pe toți. Să fie un laimotiv al vieții. Veți cunoaște adevărul și adevărul te va face liber. Știți întrebarea pe care a pus-o Pilat? Mântuitorului Hristos? Când El a spus, eu pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Adică să mărturisesc despre propria mea existență și prin existența mea să mărturisesc despre propria voastră existență, adică viața care depinde de mine. Că altfel n-am înțelege de ce a spus Iisus că eu am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Acest răspuns și l-a dat lui Pilat în contextul în care Pilat, în prima discuție, l-a întrebat despre legalitatea lui Iisus. Știți, discuția lui Iisus cu Pilat a fost centrată pe două idei mari. Și să știți că numai cu Pilat a discutat Iisus. Pentru că Pilat a fost sincer cu Iisus. Și anume, prima temă a fost legalitatea lui Iisus, de unde ești tu, adică ce fel de rege ești tu, și a doua a fost cea legată de identitatea persoanei lui, de originea lui dumnezeiască. Și Pilat, în contextul în care a spus, eu am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr, n-am venit să întemeiez o împărăție lumească. Dar ce este adevărul? A întrebat Pilat. Deci dacă Iisus a definit, eu sunt calea, adevărul și viața, s-a definit adevăr, pune mai departe, veți cunoaște adevărul și acest adevăr vă va face liber și spune, am venit să mărturisesc despre adevăr în lume, adică despre El, să mărturisească, despre existența Lui, a persoanei Lui și a relației omului cu Dumnezeu, atunci Pilat, în acest context, n-a mai primit Dumnezeu. Întreabă Pilat, ce este adevărul? Și Iisus ne-a dat răspuns. De ce ne-a dat răspuns? Pentru că adevărul nu poate fi dovedit. Adevărul era în fața Lui. Adevărul, dacă nu-L recunoști, nu ai cum să-L dovedești. Adevărul este fără argumente. Adevărul se impune prin sine însuși. Și anume, dacă toți ne uităm la ușa aceea, spunem că este altă. Ce argumente să mai aduc pentru acest adevăr că ușa este albă? Dacă ne uităm, îi spunem, scaunul acesta este roșu. Deci acesta e adevărul că e roșu, nu? Pe cum se spune, cum se dovedesc că e roșu? Pentru cine nu e roșu din fața noastră, nu ai argument. Dacă cineva vine să spună, nu, scaunele acestea sunt verzi. Pe ce argumente să aduce? Nu ai cum să aduci niciun argument. Dacă reverenda mea este neagră, și o vedeți toți, ce este adevărul pe care eu îl mărturisesc că este neagră? Dacă vine spune, nu, că este galbenă. Poți să ai argumente pentru așa ceva? De aceea, să știți dumneavoastră, păcatul împotriva evidenței este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Sau păcatul împotriva Duhului Sfânt e păcatul împotriva evidenței. Acesta nu se iartă niciodată. Nu că nu se iartă. Toate păcatele se iartă. Dar cel care este în păcatul acesta împotriva evidenței, n-are nicio scăpare
pentru el nu se mai poate întoarce. Pentru că ne neagă adevărul. Cum se mai poți să stai de vorbă cu cineva și ai speranță că el se mai poate întoarce când toată lumea vede reverenda mea neagră și cineva spune nu că e gata. Mai poți cu acel om să discuți. Nu pentru că ne argumente. Și când vrei să dovedești adevărul, pentru evidență nu ai argument. De aici mare înșelarea multora de astăzi, vis-a-vis de ceea ce înseamnă adevărul pe care să-l slujim. Așadar, vei cunoaște adevărul și adevărul te va face liber. Adică, dincolo de Iisus, nu mai există libertate, decât constrângere. Constrângerea care vine din negarea lui Dumnezeu și negarea lui Dumnezeu e păcat. Și o să vă explic acest lucru printr-un alt citat. Apostolul Pavel, vorbind de libertate, ce înseamnă să fii liber? În epistola întâi adresată creștinilor din Corint, de pe continentul nostru, cu care creștini de pe continentul nostru corinten au avut mult de lucru, Apostolul Pavel, din multe puncte de vedere. N-a fost ușor la început. Creștinismul a apărut într-un context controversat al lumii de atunci, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, în raport cu filozofia, în contact cu filozofia, în provocarea generată de învățătura creștinismului, în contact cu filozofia timpului de atunci. De aceea n-a fost deloc ușor creștinismului de atunci să penetreze societatea aproape imposibilă de a fi penetrată de un alt adevăr, absurd pentru ei. Aici se vede divinitatea creștinismului. De aceea nicio instituție din lume nu s-a luptat forța lumii mai mult decât cu biserica. Gândiți-vă dumneavoastră, Cezare Roman a persecutat Biserica lui Hristos mai bine de 3 secole. 3 secole nu e o zi, nu se amuzi nici 2, nici o săptămână, nici o lună, nici un an. Deci se lovești 3 secole la rând, 300 de ani la rând, într-o instituție care însemna unul de creștini. Și să nu pot distruge, arată divinitatea creștinismului. Știți, dumneavoastră, cine, de exemplu, a distrus o rânduire sclavagistă, care a fost o rânduire a societății și care a durat mult în istorie. Cine a distrus o rânduire sclavagistă? O rânduire sclavagistă a distrus-o un bilet, o scrisoare de 25 de versete. Un bilet. Poate întreba cum așa. Gândiți-vă dumneavoastră într-un plan social acum. Să distruge o rânduire. O rânduire sclavagistă. O rânduire capitalistă. O rânduire socialistă. Toate acestea nu pot fi distruse de un bilet. De o rânduire. Și de ideologii, de arme, de forță puternică. Gândiți-vă dumneavoastră, o rândire a sclavagistă, în interiorul care a apărut creștinismul. Cum se vede distrusă de un bilet? Dar de un bilet. Și haideți să vi le explic dacă tot am ajuns aici, făcând o paranteză. Acest bilet îl puteți citi și dumneavoastră. Și vă rog, care aveți o Sfântă Scriptură și altă viitor să aveți o Sfântă Scriptură acasă. Amintim Părintele de acel program biblic. El va fi concretizat acum pentru preoți, spun, 4 volume. Primul volum este subtipat. Tot ceea ce a făcut 4 ani și jumătate poate fi acum la dispoziția preoților și apoi dumneavoastră să faceți parte din acel program. Când avem un ecran în față, sunt puse niște citate și preotul le explică și le vedeți și apoi le subliniem în Biblia noastră și le citim și le citim și așa învățăm Biblia. De ce credeți dumneavoastră că creștinul ortodox este atât de puțin familiarizat cu Biblia? Ieri făceam, înainte de a pleca la Sovat, o emisiune, o înregistrare la Trinitas TV, anume pentru așa ceva.
de către televiziunea Trinita Națională și au venit și au filmat o oră despre Biblie. Și am vorbit și despre acest program biblic. Era unul din obiectivele înregistrării de el. Și de ce am spus și acolo, veți și vedea, veți auzi, care veți urmări misiunea, nu știu cât se va publica, se va da pe post. Mi-a spus, dar n-am reținut, pentru că am alte lucruri de reținut. Deci știți că n-am timp să mă uit la mine. M-a întrebat cineva, ce părinte, m-ați văzut la televizor la fel. Iată ce am spus, nu, n-am timp să mă uit nici la mine, dar bine la azi. Cu atât mai mult în condițiile de acum, nu prea avem ce să ne uităm, ce să vedem la televizor. Haideți să revin la, trec din paranteză în paranteză, pentru că aș vrea să vă spun foarte multe în seara asta. Dacă tot am venit pentru prima oară, mi-e locul dumneavoastră. Și sunteți atât de mulți. Dar știți de ce spun că sunteți atât de mulți? Nu folosesc ironia. Sub metafora aceasta se poate ascunde foarte mult. Să merge să spune și altora ce ați auzit. Și iată, la cât puteți să spuneți. Aceasta e misiunea pe care avem și în biserică. Nu-i suficient să mergem la biserică, de la, să ascultăm predica și să mergem acasă. Dar despre de ce nu-i suficient, sau ce liturghia, ce înseamnă a fi în biserică, asta necesită o altă conferință. Dumneavoastră suntem misionari preoți. Asta a spus și ieri în filmare, în înregistrare. Noi nu putem să ajungem unde ajunge dumneavoastră. Eu nu pot să ajung în seara asta nici părintele de lângă mine, nici din mijlocul dumneavoastră, în toate casele dumneavoastră, în instituțiile unde mâine vă duceți, în școală, în alte locuri unde lucrați. Acolo sunteți dumneavoastră, noi sunteți purtătorii mai departe pe soarele pe care l-ați auzit. Așa face misiunea lumii. Este misiunea creștinului. Și atunci revin la Biblie, de ce nu cunoaștem Biblia? Pentru că nu avem program Biblie. În biserică. Pentru biserică, în spatele bisericii ortodoxe, iar gândiți-vă când o să audă acum și o să vadă ceea ce am spus acolo, mai marii mei, cum o să se simtă. Pentru că în biserică ortodoxă n-a fost program biblic până acum. N-a fost program de învățare a Bibliei. Și m-a întrebat moderatorul, da, dar se citește din Biblie în biserică, la Apostolul și Evanghelie. Da, dar nu-i destul. Și când se explică Apostolul, spre exemplu, ca să nu mai vorbesc și de alte lucruri. Ce înseamnă programul biblic? Înseamnă, într-o zi peste săptămână, ne adunăm în biserică o oră, o oră și jumătate, unde învățăm Biblia. Împreună cu preotul. Și Biblia aceea este, asta este o altă temă. Ca să vă vorbesc despre Biblie, trebuie două ore, în sinteză. Și Biblia aceea ne va arăta ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu, adică putere. Biblia e biblioteca lui Dumnezeu. Dacă tot am ajuns aici, n-am uitat de unde am pornit, revin și la bilet și la Corinteni. Revin și la acel bilet care a distrus o rânduire. Dar dacă tot am ajuns la Biblie, cu încrederea că poate chiar mâine o să vă cumpărați o Biblie fiecare, sau o să aveți de mâine o Biblie. Și în momentul acela aveți lângă dumneavoastră un ajutor. Aceasta este Biblia mea. Dacă vă întreb ce țin eu în mână acum, dacă nu folosesc cuvântul Biblie? Ce am eu în mână acum? Să nu spun că am o Biblie. Ce am? O carte. Nu am o carte. Mi-ați putea spune, cum părinte nu aveți o carte? Vă vedem că e o carte, nu e o carte. Pe cum părinte nu e o carte? Vă puteți pune în raft. Dacă punem în raft o carte, este carte. Nu e o carte. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este Biblia, este biblioteca lui Dumnezeu. Cartea asta are aproximativ 80 de cărți în teologie. Depinde acum de specialiști, de noi specialiști, oameni de știință, cum împărțim cărțile, dar asta nu e problema dumneavoastră. Discuțiile se poartă între noi, dacă șarpul cu tare e de în două părți împărțit sau numai într-un. Ce vreau să vă spun? Biblioteca lui Dumnezeu este Biblia. Vă rog să vă imaginați următorul lucru. Să vă duceți mâine la o librărie și să cumpărați 70 de cărți sau 80 de cărți. Cumpărați 80 de cărți mâine. Ați vrea să le cumpărați pe cele mai frumoase romane pe care le-ați citit, cele mai frumoase pagini de literatură universală, cele mai frumoase cărți de poezii, pe Corbuc,
pe blană. Nu e voie să n-avem pe blană în bibliotecă și pe corpul pe noptiera de la cap de dormitor. Când am mai citit despre corpul? Poezia de dragoste la corpul, ce frumoasă, poezia patriotică. Poezia poporului, că plângi. Cu fiecare poezie al lui Corbuc, plângi legată de poezia poporului. Îmi citești trei, Doamne, și toți trei. Rugămintea din urmă, că nu poți citi până la urmă. E ca un acatist. Așa că mâine mergem să cumpărăm 80 de cărți. Ce trebuie să faceți cu ele? Dacă le duceți acasă, trebuie să aveți un perete undeva, o jumătate de perete, să aveți vreo 4 rafturi. Dacă nu, cam 80 de cărți. Dacă puneți pe un perete 4 rafturi, pe 4 rafturi, pe 5, poate, aveți o bibliotecă. 80 de cărți formează o bibliotecă. Și acum vă spun eu dumneavoastră. Vă rog să luați acele 4-5 rafturi cu 80 de cărți și să le puneți în mașină, să le purtați cu dumneavoastră. Vă să spuneți, de cum se vor părinte 80 de cărți în mașină? În cap cel bun, eu 20 de cărți. Lasă, mă părăsesc armurile. Dar vă spun altceva atunci. Vă rog să luați cele 80 de cărți și le puneți în geantă, în poșetă. Păi cum, părinte, să pun 80 de cărți în poșetă? Nu asta ce vă vizi? Până atunci vă spun altceva. Dacă nu le puneți în poșetă și puneți-le pe birou, în fața dumneavoastră, părinte, să pun 80 de cărți pe birou, să rupe masă. Puneți-le pe noptieră. Cum să le pun pe noptieră? Dacă nu vreți nici în mașină, nici pe noptieră, nici pe birou, atunci vă spun, părinte, atunci vă pot spune, luați cele 80 de cărți și le băgați în buzunar. Cum să luăm 80 de cărți în buzunar? E singura bibliotecă pe care o poți băga în buzunar, să o ai la piept, să o ai în geantă, să o ai în poșetă, să o ai în mașină, să o ai pe birou, să ai pe noptieră unde dorm, la capul unde dorm, este biblioteca lui Dumnezeu, sau biblioteca Domnului. Într-adevăr, când intri într-o bibliotecă și citești ceva frumos, ești de acolo înălțat, cu siguranță ești mai bun. Parcă nu mai vezi pe nimeni când ai citit ceva ce te-a impresionat vreodată. Când citești într-o bibliotecă, dacă în sala de lectură să citești 10 pagini din Mizerabili, spre exemplu, ești altfel. Mai ales atunci când Monseigneurul Bienvenu îl salvează pe Jean Valjean, când vine, când el a furat vasele episcopului, amintiți? Și l-a prins jandarmeria și i-a spus, de unde vrei? Mi l-a dat episcopul. Dar l-a adus pe Jean Valjean, ocnașul acela, a fost adus la Monseigneurul Bienvenu, la cardinal, și l-a întrebat jandarmeria, Monseigneur, i-ați dat vasele acestea, acestui ocnaș, acestui hoț, acestui pușcăria, scăpat din ochi? Da, i-am dat, de-a mai dat ceva. Dar nu e de dăduse că el le furase noaptea când a pus să-și omoare pe episcop după ce îl primește în casă și de mâncare și îl pune într-un așternut curat, el fură vasele și pleacă, vasele de argint. Nu, zice, eu i-am dat, de-a mai dat ceva, dar uitați-le. Adică două sfeșnice. Și jandarmeria vreme lasă liber, la cealaltă momentul în care Jean Valjean a fost salvat de un gest al lui om. Și el devine apoi, urcă pe scara ierarhiei sociale și este salvat. Ei, pe când citești aceste pagini, nu poți să ieși din bibliotecă altfel de tot sau tot așa cum ai intrat. Ei, numai că iubiți-mi, când intri în biblioteca lui Dumnezeu sau în biblioteca Duhului, nu numai că ești altfel decât ai intrat, mai luminat, mai bun, dar ești mai întărit. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este deosebire de paginile lui Hugo sau de poezia lui Coșbuc, are altceva, are o putere care te însuțește. E puterea lui Dumnezeu. La finalul predicii de pe munte despre Iisus se spune învățat pe ei ca unul care are putere. Sau Pântul Pavel spune Tesalonicenilor, Cuvântul lui Dumnezeu este cel care lucrează cu putere în voi cei ce credeți. Deci este puterea lui Dumnezeu. Așa că din biblioteca lui Dumnezeu, când ai intrat, adică când ai intrat, când ai deschis, când ori, când e în buzunar, când e la piept, când e în mașina ta, nu ești numai luminat, ci ești și cu o putere care lucrează în tine. E de aceea de mâine să aveți o Biblie.
puteți începe să avem Biblioteca lui Dumnezeu în casă, pe care o acordați cu dumneavoastră pentru tine. Ei, dar această Biblie noi nu o cunoaștem. De ce nu o cunoaștem? Pentru că n-am studiat-o. Pentru că la biserică, când se citește Apostolul și Evanghelia, de multe ori nu suntem. Atunci Biblia a rămas creștină, ortodox, străină de ea. Dar du-te, ia un neoprotestant, un pocăit, cum spunem noi, și dă-i Biblia și spune așa, ia un pocăit și un ortodox. Și spune, vă rog să deschide la Coloseni 2.2. Pocăitul nu deschide din câteva mișcări. Creștinul ortodox ar putea să ne ajungem în postul Paștelui. Și încă n-a deschis Biblia. Dacă nu se trece de Paște, ajunge pe la Rusală. Și tot caută Coloseni 2.2. Și atunci, de ce caută Coloseni 2.2? Nu știe despre ce e vorba. E vorba de o epistolă a Sfântului Pavel. Unde s-o caută? Eu am făcut odată un exercițiu cu studenții, spunându-le, nu știu dacă cu cei care sunt aici, spunând, din trei mișcări, vă rog să-mi deschideți Biblia la textul pe care l-ați spus ca argument pentru tema pe care o aveți la examen. Și am mai avut și studenți care trebuiau să deschidă pe la Efeseni și căutau pe aici, așa. Adică și Vechiul Testament. Și atunci am spus, liber, ne vedem la toamnă. Adică, vă rog să aveți Biblia cu dumneavoastră. Ei, în această Biblie este acea scrisoare, acel bilet. Să puteți citi, este vorba de epistola către Filimon. Acea bilet, acea epistolă este aici. Înainte de epistola către evrei și după pastorală, după 1-2 minute. Acolo e un bilet și să-l citiți acasă, de aceea să aveți o scriptură. Și acest bilet, ca și hârtia asta. Deci numai cu o față. Culme, numai cu o față. O hârtie, cea mai mână, pe o față numai scrisă, a distrus o rânduire sclavagistă. Și acum ați putea să-mi spuneți cum vă rog. Haideți să vă spun și dumneavoastră. Am spus în America la sute de oameni, de exemplu, acesta. Și la un moment dat, nici mașinile nu se mai auzeau de pe stradă, cred că și ele s-au oprit, dar nu s-au oprit să mă asculte pe mine, preotul, afară, ci Cuvântul lui Dumnezeu. Și despre ce este vorba? Apostolul Pavel ajunge în a doua călătorie misionară în ținutul Colose, în ținutul Frigiei din Asia Mică, într-o cetate importantă pe nume Colose, care rivaliza atunci la vremea respectivă cu Efesul, cu Laodiceea, și ajunge într-o casă de stăpân de sclav. Casa lui Filimon. Filimon era un stăpân de sclav. Cel puțin un sclav avea, nu știu dacă avea mai mulți, dar puțin probabil să fie avut numai un sclav. Și acolo Apostolul Pavel a propovăduit Evanghelia lui și, între altele, a spus, pentru că găsim această învățătură pe tot parcursul Evangheliei și misiunii Sfântului Pavel, Evanghelie rostită de el, care are de la Dumnezeu, și anume ideea că nu mai există deosebiri sociale în ceea ce înseamnă creștinism, că nu suntem egali, că iubirea nu are întâietate, ea trebuie în egală măsură expusă tuturor, că nu mai trebuie să ne îndreptățim pe nimeni, că nu mai trebuie să asuprim pe nimeni, că nu mai există rob și om liber, că nu mai este stăpân de sclav și sclav și așa mai departe. Că nu suntem liberi înainte lui Dumnezeu, că e vorba de libertate. Și atunci acest sclav, pe nume Onisim, vă imaginați dumneavoastră cum au sunat aceste idei ale Evangheliei lui Pavel în sufletul lui. Eu, deși sunt și eu om, pentru că sclavii puteau fi omorâți oricând de stăpânilor de sclav. Eu, a venit un om aici, a venit un misionar, a venit un predicator care mi-a spus că și eu sunt om. Nu sunt animal. Ca să fiu omorât când vrea stăpânul meu. Că și eu am dreptul la o casă, că și eu am dreptul la o haină, că și eu am dreptul să fiu sătul. Că și eu am dreptul să fiu respectat. Că
și am dreptul să fiu iubit și așa mai departe. Că pot să fiu și eu liber. În timpul meu liber, să, dacă am și eu timp liber, să citesc ce vreau, să cânt ce vreau, mă plimb pe unde vreau și așa mai departe. Și Apostolul Pavel pleacă din casa lui Filimon. Ajunge la Roma, unde este întemnițat în primul lui arest, în care 61-63. Și acest Onisim fuge din casa lui Filimon. Și ajunge la Roma. Gândiți-vă la ce s-a expus, pentru că slabe aveau locul urechii însemnat, tocmai ca să poată să fie repede depistat și omorâți. Nu mai erau trimiși înapoi la stăpânul de sclav, omorâți pe tocmai pentru a tăia din fașă orice dorință unui sclav de a fugi de pe moșia stăpânului. Și îl găsește la Roma pe Apostolul Pavel, Apostolul Pavel îl botează, îl încreștinează și îl trimite înapoi la Filimon. Alt risc mare. Dar înainte de a-l trimite, scrie repede Apostolul Pavel câteva cuvinte, pe un bilet îl dă lui Onisim, probabil a scumpat de răspunzunat, l-a pus la piept și Onisim pleacă de la Roma spre Frigia, spre Asia Mică. N-a plecat cu un avion 1170 de kilometri la oră, un astfel de avion uriaș, cu 1170 de kilometri la oră, peste ocean. Vă să vă imaginați, 1170 de kilometri la oră. Ei n-a venit cu un astfel de avion, câteva ori a venit cu bărci, cu corăbii, pe jos, și totuși n-a fost de nimeni depistat. Și când ajunge acasă, la Filimon, să ne imaginăm următorul lucru, care cu siguranță așa s-a întâmplat. Eu așa predau epistola de Filimon studenții, nu știu dacă. Când era student, am predat Filimon atunci. Și exact cum o spun dumneavoastră. Și nu mișcă nimeni, că atunci de asta vin și alți studenți la teologie, pentru că acum, dacă aș avea un curs, poate chiar dumneavoastră toți ați veni mâine la curs, dacă v-aș spune ce predau. Și atunci, când l-a văzut Filimon, a spus, mă nenorocitule de sclav. S-a trapă la care se întoarce, pregătiți sabia și tenții, ca omorți. Tocmai ca să arate, probabil a adus și alți sclavi cu el să le arate. Eu de ce se întâmplă dacă fugiți? Omorâți. Atunci, acum zic, a spus stăpâne. Ai dreptul să mă omori, potrivit legii societății în care trăim, dar înainte de a mă omori, am pentru tine ceva. Am ceva aici. Am bilet. Citește. Ce bilet ai? De unde? De la cel care te-a creștinat pe tine. De la părintele tău spiritual care te-a botezat și te-a făcut creștin. Cum? De la Apostolul Pavel? Ai tu un bilet? Unde ai fost? L-ai întâlnit pe Apostolul Pavel? Mincinul. Te rog să cerbi. Și atunci la Onisim îi dă biletul. Filimon deschide biletul și acum citesc ce spune Apostolul Pavel lui Filimon. Auziți. L-am trimis la tine pe el chiar copilul meu pe care l-am născut în lanțul. Adică cum tu ești copilul lui Apostolului Pavel? Tu sclavul refugit. Cred că Filimon a scăpat biletul lui. Când au zis că un sclav e copilul Apostolului. Copilul Apostolului Pavel. Nu era copilul biologic, spiritual. Și ridică biletul din nou de jos și zice așa. Altădată nu ți era bun la nimic, dar acum și mie și ție de folos. L-am trimis înapoi la tine. Nu peste pe el omor, cum să fii tu de folos? Citește mai departe. Cred că Filimon, și citește Filimon și auziți. L-am trimis la tine pe el chiar inima mea. Și iar cred că a scăpat Filimon biletul jos. Cum tu ești inima Apostolului Pavel? Tu, nenorocitule de sclavul vrabstic, care ai fugit, tu ești inima Apostolului. Omorâți-mă. Și atunci au zis, mă citește mai departe, Filimon. Stăpâne, citește mai departe.
Și are Filimon biletul de jos și citește așa. De acum ți-l trimit nu ca pe un sclav, ci mai presus de un sclav, ca pe un frate al tău prea iubit. Și să-l primești cum ai primit pe mine, ca pe un frate. Și cred că Filimon, cred că nu numai că a scăpat biletul, dar cred că și el, și lui a scăzut pulsul și bătăile inimii. Sau i-a crescut pulsul și bătăile inimii. Cum? Tu ești fratele? Și o strigă pe Apfia, soția lui Apfia. Haide aici. Îl vezi pe ce zice? Da, și ăsta e sclavul fugit. De ce nu l-a omorât? Nu, nu poți să-l omori. Știi cine e acesta? Cum cine e acesta? E un estim, e sclavul rebel. Nu Apfia. Acesta e fratele. Cred că Apfia a fugit. Și îl strigă Filimon pe Arhip, pe copilul lui. Haide-o Arhipul, până aici puțin. Tată, de ce stai de vorbă cu acest sclav? Ce autoritate ai tu în fața sclavilor? Ce lecție le dai tu lor? Mai stai de vorbă cu sclavul tău fugit, de ce nu l-ai omorât? Ce faci tu, tată? Și atunci Filimon îi spune, Arhip, copilul lui. Și cine e acesta? Cum, tată, cine e? Și ăsta e fratele tău. Tată? Ai dat-o asta. Cum să fie un sclav? Fratele tău. Da. E fratele tău și al meu. Și al mamei tale. Și a vostru tuturor, sclavilor de aici, voi toți sunteți frații mei. Și Filimon i-a socotit pe toți frați. Din clipa aceea, Filimon i-a tratat pe frații. Mânca cu ei în masă, i-a îmbrăcat pe cei goi, imediat, pe cei dezbrăcați. Le-a arătat demnitate și respect și cred că le va fi spus, uite, știți ce? Sunteți liberi. Ce este libertatea? Vedeți ce face libertatea? În adevăr, sunteți liberi. Plecați de pe moșia mea. Vă dau cartea respectivă, vă dau biletul, ei trebuiau să aibă de la sclav, de la eliberați, o scrisoare, ca să vă legitimați aceste adevăruri despre voi, sunteți frații mei, ce este adevărul pe care slujim, aceste adevăruri Dumnezeu și suntem liberi acum în el. Plecați. Și nu plecau. Și au rămas acolo, mai departe, robii lui Filimon, dar frați cu el. Și acum nimeni nu-i mai urmărat. Nimeni nu-i mai asuprea, nimeni nu-i mai nedreptățea, nimeni nu-i mai șignea, ci îi trata ca atare. Și atunci, cum a fost distrusă o rânduire? La vagistă de acel bilet. Să ne imaginăm că Filimon cu sclavii lui s-a dus la cruș, la piață. Să vândă produsele pe care le produceau sclavi. Fiți atent la această imagine. Și Filimon s-a dus cu sclavii lui în mașină. Sclavii lui erau liberi, nu erau în lanțuri. Erau liberi, stăteau cu Filimon acolo și în momentul în care ei vindeau produsele, Filimon era cu ei, mânca cu ei și a venit și a stăpân de sclavii chiar. Și l-a văzut pe aceia înlănțuiți, îmbrăcați rău, bătuți. Și îl vede stăpânul de sclavi în ghelă pe Filimon, că stătea cu sclavul. Păi, Filimon, ce se întâmplă? Păi, stai lângă ei, nu ți-e frică că te omor? Cum mănânci tu cu ei? Cum sunt atât de bine îmbrăcați ai tăi? Dar de ce nu mai sunt bătut? De ce nu o față tu pe viață? Și așa mai departe. Dar de ce produsele tale să nu pun? Dar cum îți permiți tu să te duci de aici și să las produsele să le vândă sclavii tăi liberi? Deci ăștia fug, dacă nu se lanță. Ei aveau lanțurile și puteau să deplaseze numai atât că trebuia să facă anumite servicii. Păi nu, eu le-am dat libertate, dar vreau să spun ție, colega din Ghelă, știi cine sunt sclavii ăștia mei, pe care tu spui că sunt sclavi? Ce să spun frații mei? Filimon, ai nebun. Cum să fie frații? Dar nu sunt frații. Așa sunt frații mei.
Mă duc cu ei, călătoresc noaptea, nu mi-e frică să că mă obor. Mă duc printre ei, mă respectă, lucră frumos, curtincios, iată ce produse am. Nu mai fuge niciunul de pe moșia mea. Nu se mai teme copilul meu să meargă printre ei, soția mea să meargă printre ei. Mâncăm la masă, participăm la rugăciune cu ei împreună, dormim sub același acoperământ, adică aceeași clădire. Nu mă omoară nimeni, n-am nicio frică. De ce ai făcut frică? Nimic. I-am socotit, frații mei. Am primit o scrisoare de la cel prea mare creștinat și mi-a spus că ei sunt frații mei și ei sunt frații mei. Și am mers acasă, zice în Linger, și a povestit și el din Neș, și a povestit și el din Bistrița, ce a făcut Filimon cu sclavul lui și a făcut și el. Și așa, iubiții mei, un bilet care era Cuvântul lui Dumnezeu a distrus o rânduire. Și în această rânduire, în acest Cuvânt al Dumnezeu, în această libertate a Cuvântului Dumnezeu, omul s-a socotit liber, fără ca libertatea să se o folosească. Iată de ce a spus Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Dar Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, să mă întorc la citatul promis, spune așa, în capitolul 6, versetul 12, auziți. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. O să fac ceva, dar nu mi-este și de folos. Pot să mă duc acum în restaurant, sunt liber să mă duc. Pot să beau când vreau, sunt liber. Pot să-mi cheltuiesc banii, pot să le duc acasă, pot să-i pun soție și copilul, nu sunt liber să fac ce vreau cu banii mei. Pot să te îmbeți, pot să faci rău, pot să lovești pe cineva, ești liber să faci. Poți să faci toate păcate? Poți să-ți omori copilul din porta ta? Ești liber să o faci. Dar asta nu înseamnă libertate și scăparea de consecințe. Pentru mulți, libertatea a însemnat, așa cum am spus, eliberarea de responsabilitate. Nu. Libertatea nu înseamnă eliberarea de responsabilitate. Libertatea însemnează înțelegerea responsabilităților pe care le ai tu ca și creștin. Iată de ce în afara lui Dumnezeu libertatea e robie. În afara libertății cuvântului, în afara cuvântului Dumnezeu, libertatea și în afara lui Dumnezeu e sclavie, e robie. Apostolul Petru, mi-am dat un text. Apostolul Petru spune la un moment dat că celui pe care slujești, acela ești rob. Deci, ceea ce tu slujești, ești robul lui. Adică, dacă slujești adevărului, ești cel care ascultă adevărul. Dacă slujești păcatului, ești cel care asculți de păcat. Așadar, iubiții mei, libertate însemnează acel dar cu care Dumnezeu ne-a înțestrat, în care tu te desăvârși, în care tu îți înțelegi limitele tale creatură, în care tu înțelegi că a fi liber însemnează a construi tot ce este frumos în jurul tău, în adevăr, că dacă ești liber, înseamnă a depinde de Dumnezeu și a depinde de Dumnezeu nu înseamnă robie și sclavie, deși e un paradox. Cu cât depinzi mai mult de Dumnezeu, cu atât ești mai liber. Că nu-ți poți permite orice. Că totul îți este permis, dar nu-ți poți permite orice. Ești liber să faci orice, dar nu totul îți folosește, nu toate îți folosesc. Și că libertatea în afară lui Dumnezeu înseamnă moarte. Sclavie, păcat și lângă păcat e moarte. Când nu mai depinzi de sus, de Dumnezeu, în încercarea de a fi liber, ai murit. Și
Și moartea nu este, nu înseamnă numai trecerea din această viață și așezarea ta în drumul român, nu? Dumnezeu, a fi mort înseamnă nu mai exista pentru nimeni. O mamă în păcat, care se consideră liberă să facă ce vrea, nu mai există pentru copii. Un tânăr care se ocupește libertatea că trebuie să facă toate păcatele și să trăiască, cum se spune, viață. Cum adesea spunem, își îngroapă viața, nu crede. Pentru că consecințele păcatului sunt catastrofale pentru viață. Unul care se consideră că trebuie să rupă, liber să rupă legătura cu cerul, cu Dumnezeu, care are niște norme pentru tine, care îți spune că ești liber, că poți să faci totul, dar nu totul îți slujește. În momentul în care ai înțeles desprinderea de cer și de libertatea pe care cerul ți-o dă, ai murit. Îmi amintesc acum și scris despre asta o întâmplare cu un paianjel. Un paianjel trăia în vârful copacului, sus, chiar în vârf, unde era scutit de toți dăunătorii. Era protejat. Viața lui nu era amenințată de nimeni și de nimic. Și el s-a țesut o pânză din vârful copacului până jos, o pânză, o funie pe care îl cobora la rădăcina copacului și unde mai prindea în nețul lui, în plasa pe care l-a țesut-o, câte o insectă, câte o musculiță, câte o dăunător, pe care îi mânca. Și la un moment dat s-a văzut atât de eficient în pânza pe care a țesut-o, că s-a extins foarte mult și a prins foarte multe insecte pe care le mânca, devora și el și-a zis, ce bine este aici. Iată, când m-am extins, era, de ce se mai depinde de locul meu de sus? Mă tot plimb de aici, sus și alții vin jos. Nu mai are rost să mă duc. E bine aici, am deschis o pânză, prind pe cine vreau. E foarte bine. Și și-a zis, rup pânza, rup funia, care mă duce sus, care are legătură cu cuibul de sus. Și-a rupt. Și-a adunat tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult în plasa lui și la un moment dat s-a văzut sufocat de tot ce a adunat, de toată prada pe care a adunat-o, de toată mâncarea care era necesară, credea că este necesară vieții lui, extinzându-se cât mai mult pe pământ, adică jos. Și la un moment dat s-a sufocat de tot ce a adunat. Gândiți-vă la metaforă, cum la mesajul metaforă, sufocat de tot ce a adunat, când te tot extinzi, când crezi că e liber, să te tot extinzi. Ești liber să te tot extinzi, dar nu-ți folosești extinderea. Nu ți-e de folos întotdeauna. Și cât crezi tu, dincolo de libertate. Și atunci s-a gândit, singura mea scăpare, să scap de aici, să mă eliberez de tot ceea ce nu mă mai face liber, este să mă refugiez sus. Dar lucrează legătura cu sus. Și-a rămas jos. A murit. Sufocat în propria lui libertate. L-a fost liber să rupă legătura cu susul, adică cu vârful, cu cerul, în mesajul pildei. A fost liber. Și și-a folosit libertatea. Dar consecințele rele folosiri a libertății nu l-au scutit de punctul final. Moarte. Așa că orice desprindere de sus, orice rupere a legăturii cu susul, cu cerul, care ne face liber, însemnează sfârșit. Așa că, iată, iubiții mei, de ce am insistat asupra acestor lucruri, de ce am vorbit de sclavia libertății în democrație, în
falsa înțelegere a democrației și a libertății, sclavia libertății greșit înțeleasă și viața în tot sensul ei și în toată frumusețea ei, în libertatea adevărului. Care este libertatea pe care Dumnezeu ți-o dă și care libertate te face nobil, te face frumos, te face măreț. De aceea spunea tot Jean-Paul Sartre, vă citesc, libertatea adevărului nu este constrângere, ci sursa măreției umane. Libertatea, bineînțeleasă, e sursa măreției demnității umane. Vă mulțumesc! Cei care aveți întrebări, vă rog să nu ezitați să le puneți. Și eu o să rog pe părintele profesor să că tot a vorbit despre legătura aceasta dintre libertate și adevăr. Și duminica trecută, Răzvan Fiechi, am spus-o în acest lucru, că o libertate bazată pe minciună este o falsă libertate. O libertate bazată pe minciună, așa cum ne propovăduiește mass media, este o falsă libertate. Și mai mi-aduc aminte de un cuvânt al părintelui Gheorghe Calciu, care zice că un adevăr care nu supără pe nimeni, acela nu este adevărul. Dumnealui ne-a povestit că a fost la multe conferințe. Și vreau să-l întreb, care crede dumnealui că a fost adevărul care a supărat pe cei mai mulți oameni, care e adevărul pentru lumea de astăzi? Că, să știți, fiecare epocă are un adevăr al ei, care o deranjează mai tare decât alte adevăruri. Să știți că adevărul care supără mai mult pe om este adevărul. Adică, când unui om, când unei instituții, îi spui nu ce ar vrea el să audă, ci ce trebuie să audă, atunci ai spus adevărul și atunci ai spus adevărul. Sunt cele mai grele cuvinte. Când omul dorește să audă numai ce vrea el, nu ce trebuie să audă. Să știți că a amintit părintele Gheorghe Calciu de Mitras. Ați auzit de mulți de dânsul. Ei, în Atlanta, vă pot arăta, am slujit la o sfeștanie cu Epitrahimul părintelui Gheorghe Calciu de Mitras. Adică, de ce este vorba, un fost cântăreț de al dânsului, care este preot în Atlanta, părintele George Accenten, puteți vedea și pe internet, am slujit în biserica lui, am și o conferință, o întâlnire cu oamenii în biserica lui, creștinii lui, și el a fost cântărețul părintelui Gheorghe Calciu de Mitras. Și a luat de la dânsul după ce a murit, pentru că a fost de suflet, un copil de suflet, de epitrahilul părintelui. Și am slujit cu acea epitrahilă. Pot să vi-l arăt și dumneavoastră pe epitrahilul? Foarte, foarte modest, până când mai scrie de întrebări, foarte modest, nu ce avem noi astăzi. Adică foarte sofisticate, un epitrahil simplu și am avut bucuria aceasta să, și amintirea aceasta să port epitrahilul părintelui Gheorghe Calciu de Mitras. Ia uitați, de ce nu este? Care ar vedea dumneavoastră de departe? Un simplu epitrahil cum era înainte. Așa că am o amintire de la Părintele Gheorghe Calciu de Mitras. Deci, la întrebarea dumneavoastră, răspunsul meu este foarte simplu.
Să știți dumneavoastră un lucru. Să ne obișnuim și să vă obișnuiți și în familie, și în instituție, și în relația cu cei dragi, cu cei apropiați, să auziți și cuvinte care trebuie să le auziți tu, pe care trebuie să le auziți. Eu am spus recent, mai mare lucru, ascultați și ceea ce trebuie să se spună, nu ceea ce așteptați să auziți. Nu știu dacă au crezut foarte bine sau nu au crezut. Mă interesează mai puțin important să avem mulțumirea că slujim adevărul. Eu spun de multe ori soției, m-a soțit în acest rol meu și de fiecare dată îi spun, mie să nu spui ce este bine. Că ce este bine, mă și eu. Să spui ce nu este bine la mine. Că altfel nu m-aș nu spun nimic. Acum toată lumea, după conferința aceasta de marți seara, puteți să o vedeți și domnul Adrian Papahagi a fost extraordinar. El a fost extraordinar, dacă a spus, a fost și el extraordinar, înseamnă că și eu am fost extraordinar. Nu, corectez. El a fost extraordinar. Și ne avem de fiecare dată o evaluare a fiecare conferință. Pentru că altfel nu putem să progresăm. Și eu le spun de fiecare dată să nu mă lăudați, să nu spuneți ce a fost bine, că ce a fost bine nu. Și să spuneți ce voi credeți că n-a fost bine. Asta nu înseamnă că n-a fost bine. Și spun mereu soție, te rog să spui și ce, și copilul ce nu este, ce credeți voi că nu-i bine la mine. Asta nu înseamnă că nu-i bine. Adică fiecare vede din punctul lui de vedere. Așa că numai așa ne putem corecta dacă acceptăm să ni se spună și ce nu vrem să auzim. Deci să ni se spună nu numai ce vrem să auzim noi, despre noi. Și numai așa se naște progresul în viață. Altfel devii un satrap, devii un stăpân, devii un dictator, și în familia ta, unde nimeni nu mai îndrăznește să te contrazică. Și atunci, când nimeni nu mai îndrăznește să te contrazică, e dictator, și acolo nu mai este liniște, nu mai este pace, nu mai este armonie, pentru că dincolo de tine nu mai există nimeni. Eu sunt totul. Eu spun adevărul, eu fac numai ceea ce trebuie. Voi toți trebuie să faceți ce spun eu. Tu, soție, copii, voi să faceți ce spun eu, ce spun el, ce spune soțul tău, ce spune tata. Eu sunt. În momentul acela nu ești nimeni. Când trebuie să spui că eu sunt de care cel de care voi trebuie să ascultați, însemnează că tu nu mai ești cel de care trebuie să asculte cineva. În sensul că e convins că trebuie să te urmezi. Când îi spui soție, apăsat, trebuie să faci numai ce spun eu, atunci de mult tu nu mai spui nimic. Pentru că în momentul în care spui ce trebuie, numai ce trebuie să se facă, nu e nevoie niciodată să spui, să faci ce spune. Pentru că se face de la tine. Când trebuie să spui, că trebuie să facă, acolo tu, de fapt, nu mai spui de mult nimic, că trebuie să se facă ceva. Tenția la acest lucru, primii dictatori suntem noi, familia noastră, cu copiii, cu soția, cu tata, cu cabarba. Eu mai am încă o vorbă. Cine spune foarte mult, I love you, te iubesc, te iubesc, păpușicul te iubesc, frumușicul te iubesc, acolo nu-i ceva așa. De ce spun asta? Pentru că iubirea nu trebuie să o mărturisești. Ea se simte. Și când trebuie să spui, înseamnă că nu se mai simte. Nu trebuie să-i spui soției, dar nu iubești. Sigur că îi place să-i spui că iubești. Dar nu trebuie să spui foarte des, pentru că dacă îi spui foarte des, înseamnă că ea nu mai simte cu iubire. Și invers. Și atunci apelă la cuvinte. Există și un lucru. Se duce cineva la un prieten și ca să vedeți ce înseamnă să uiți iubirea și de ce trebuie să o mărturisești. Pentru că atunci când o mărturisești, nu mai există. Pentru că de-aia o mărturisești, că undeva ea nu mai există. Ea se simte. Mie nu trebuie să spune cineva că mă iubește. Înțeleg din drum de mine. Este și un cântec frumos.
îndrăgostiții n-au nevoie de cuvinte. Lor parcă le ajunge o seară înstelată. Acum, sub cerul înstelat, cât de minciuni se mai spun acolo, dar asta îi face parte din frumusețea dragostei. Asta înseamnă vrăjeală, știi, când te duci cu ființa iubită pe malul, pe malul râului și spui de ce cer înstelat, poate că ești numai lor, dar ea vede cerul înstelat că te iubești. Și atunci, dincolo de lor, ea vede cerul înstelat. E foarte frumos. Dar nu trebuie să-i spui cele pe care îl iubești, că, sau cele pe care îl iubești, că îl iubești. Că se simte acest lucru. Se duce un prieten la alt prieten și îi spune prietenului soției, băbușică, trebuie să-i aduci o cafea. Drăguța mea, iubirea mea, poți să ne pui și un pic de apă lângă cafea? Inima mea, poți să vii un pic și tu să stai aici cu noi, lângă noi, în companie, aici? Scumpa mea! Uite, pot să îți ofer eu acum ceva. Și prietenul îi spune, băi, dar ce frumos te adresezi cu soții tale, ce cuvinte frumoase, sunt pur și simplu impresionat de tine. Că ai așa cuvinte frumoase, cu apreciez atât de mult. Mai nu știu dacă apreciez așa de mult, mă, n-ai pe mai știe cum o cheamă. Atunci, iată, el nu știa cum o cheamă pe soție și apela la cuvinte foarte frumoase, care păreau că sunt rupte din rar, dar de fapt iubirea nu mai era, pentru că uitase și numele. Și atunci înlocuia ceea ce a uitat în cuvinte false. Așa că iubirea nu se mântuiește. Am întrebat cineva o dată. Părinte, și noastră chiar n-a spus la nimeni că îl iubiți? Ba da, atâtea lucruri spus că dar am vrea să fiu sincer, dar și nesincer, de multe ori, cât eram tânăr. Dar nesinceritatea, ceea ce vă spuneam înainte. Adică, de multe ori, sigur, ceea ce spuneam, cerul nostru la se vedea și prin noi. Asta nu înseamnă că avea capacitate de așa, împrobodire, cum se spune. O primă întrebare. Care este legătura între libertate și autoritate? Anulează autoritatea libertatea sau o desăvârșește? În momentul în care libertatea este bine folosită, cum am spus, cum spunea Apostolul Pavel, în momentul în care libertatea este filozofie de viață, dar libertatea în adevăr, libertatea atunci semnează autoritatea. Exact ce v-am spus cu Onisim și cu Filimon. În momentul în care Onisim a fost lăsat liber, respectându-i demnitatea. Filimon atunci a căpătat autoritate. Și că libertatea, în sensul bun al cuvântului, înseamnă prin ea însuși autoritate. În momentul în care folosești prost libertatea pe care o ai, tu nu mai ai autoritate. De exemplu, în momentul în care, dacă tu ești responsabil sau șef, cum spunem noi, ești o ierarhie în societate, nu? Și-a lăsat Dumnezeu. Și în momentul în care tu ești liber să-i spui subalternilor tăi toate cuvintele urâte și le arunci toate invectivele și în care, și care de fiecare dată când intri în instituție, te uiți în dreapta și în stânga, dacă te-a văzut careva să spună, știți, șeful, s-ar putea să aveți o scamă pe el, dar voi să mă iau. Deci ea nu are, s-ar putea să o aveți. Atunci tu nu mai ai autoritate. Când respecti pe toată lumea și s-o socotești pe fiecare frumos în libertatea lui cu care Dumnezeu l-a înzestrat, nu e nevoie să îți spună cineva că ai autoritate. Pentru că autoritatea se vede de departe în felul în care te respecte cei din jur. Dar când această autoritate a libertății nu mai există, nu mai există nici autoritate în sensul ei bun al lui. O a doua întrebare. Din ce cauză am simțit în societatea românească o lipsă de reacție la argumente a societății, individului, vis-a-vis de răspunsurile date de biserică la neadevărurile lansate împotriva ei? Mă gândesc că a fost vorba de acea campanie de 3 săptămâni, de referendumului pentru familie.
oricât ar fi de real și vizibil adevărul, apare reacția omului și a societății, apare lipsa de reacție a omului și a societății sau a societății. Care este motivul sau motivele pentru care s-a prins așa o pentru manipularea? Da. Despre referendum trebuie să vorbesc ori și numai și m-ați provocat. Este primul mare exact pe care l-am picat-o, să știi. Toată societatea și biserica. În frunte cu biserica. Primul mare examen creștin, și am să mă explic, s-ar putea al doilea să nu-l mai avem. Și anume. Am spus și la televiziune, mulți m-ați văzut, și am spus cuvinte grele și incomode. În primul rând, biserica trebuia să refuze. Mai mult. De la ce? Biserica ne-a organizat referendum. Deci ca să nu înțelege că Biserica Ortodoxă a inițiat referendum, nu, ci societatea civilă. Ca să fie lucrurile clare. Dar Biserica este formă de autoritate spirituală în societatea în care trăim. Autoritate spirituală. Și noi trebuia să refuzăm referendumul când am văzut cât de șmecheri sunt politicienii și ne-au oferit 3 săptămâni pentru referendum să-l pregătim. Ce referendum se pregătește în 3 săptămâni? În urmă cu 8 luni de zile, aproape cu un an, când ne-am adunat mai mulți implicați în mișcarea pentru familie, și știți, toate conferințele vis-a-vis de familie, eu am spus atunci la președintele Alianței, la câțiva juriști, la câțiva avocați, la unul care a avut o funcție mare în statul nostru și care e membru acestui grup, să zicem, în nostru de inițiativă, și atunci am spus, referendumul, în urmă cu 8 luni de zile, 8 luni de zile înainte de referendum, deci 8 luni de zile înainte de octombrie, am spus, referendumul pică, nu trece. Și am spus, cum, părinte? Dumneavoastră care sunteți, vă apreciem cel mai mult, sunteți inima noastră aici, asta e curajul pe care ne-l dați. Nu, referendumul pică, fraților, pentru că nimeni nu este interesat să dea drumul la, să promoveze reușita acestui referendum. Și aici a fost fals, aici a fost plasa în care a căzut poporul acesta și intelectual. Și mă mir de intelectual. Nu merge un referendum că slujim pe dragă, slujim partidul nostru care nici vorbă de a face ceva. Referendumul nu avea nimic de a face cu Dragnea, nu avea de a face cu partidul de conducere. Acum l-am slujit pe Dragnea și partidul, când eu știu că nu pică, că pică referendum. Deci faptul că am mers și a picat referendumul, n-a făcut nimic altceva decât să picăm în plasă șmecherierilor. Ei știau că Bruxelles și Europa nu are, nu dă drum liber la referendum. De aceea s-a insinuat în popor foarte, foarte abil ideea. Nu merge la referendum. Slujim pe nu știu care politician, pe nu știu ce partid. E fals, e greșit, e ambiguă formulare. Nu merge. Asta a fost ideea strecurată de manipulare în rândul nostru și n-am avut destul de abil să o înțelegem. Acum, ei știau că... De ce au dat drumul la referendum? Știau că nu. Că pică. Deci știau că pică. Și ei, vedeți cum au insinuat ideea. Vedeți, nu mergeți că slujiți un partid, antipatiile pentru un lider al partidului, pentru cineva. Ei și-au sumat această șmecherie. Acum am alimentat ceea ce s-a manipulat. Acum, da. N-am avut de-a face, referendul n-a avut de-a face, l-am spus și la televiziune, cu homosexuale. N-am avut treabă. Pentru că era vorba de apărarea identității creștine. Adică a familiei naturale. Noi aveam de-a face cu formularea unei sintagme legate de familia naturală. M-ați putea întreba acum, dar unde, de ce până acum n-a fost nevoie de așa ceva? Păi, frații mei, în urmă cu 5 ani de zile, numai cu 5 ani, dacă spunea cineva, părinte sau părinte profesor sau cum ar fi zis, în lumea noastră academică, în biserică, va trebui peste 5 ani de zile să apărați familia naturală. Aș fi zis, dar cum să apăr familia naturală? Și zic, mai multe familii?
Va trebui să vă pronunțați pentru un anumit gen de familie. Nu puțin, dar ce gen de familie? Pentru mine există și pentru dumneavoastră, pentru toți. Iar în mintea noastră ideea că familia de ce e formată? Din bărbat și din femeie și din copil. Încăpea în mintea noastră cuiva atunci ideea că ar putea să vină cineva cu altă formulă de familie? Să fim serios. Să judecăm normal. Ca să mă explic mai bine. Am spus la televizor, ați auzit. Vedem peretele, vedem scaunul ăsta, a, culoarea, vedem roșu, da? Păi pentru noi toți e roșu. Trebuie acum să formulăm noi din ce constă culoarea roșie, din ce pigmenți, din ce cum le spune, la pigmenții se de culoare. Substanțe. Dar substanțe, ca să spun din ce e formată culoarea roșie. Ne pierdem vremea acum să ne adunăm în stradă și să mergem acolo să spunem că culoarea roșie e făcută din pigmente respectiv care dau culoarea roșie. Cum? E clar pentru fiecare. A, când vine cineva și spune, atenție mai fraților voi toți de aici, culoarea roșie nu e formată din cei doi pigmenți care dau culoarea roșie, ci din alți pigmenți care dau culoarea galbenă. Și culoarea roșie nu e culoarea roșie. Atunci suntem nevoiți să mergem să scriem de ce e formată culoarea roșie. Pentru că a apărut cineva, un nebun, care a spus că roșu nu e roșu, că e galben. Și atunci, ca roșu să fie în societatea noastră roșu pentru toți, să putem avea tot roșu, va trebui să arătăm de ce e făcută culoarea roșie. Să mergem la fabrică, să spunem acolo unde se face culoarea roșie, uite, vă aducem o listă cu pigmenții din care se face culoarea roșie. Și atunci spun, părinte, dar sunteți plimbat? Păi noi facem de o viață culoarea roșie, nu știm de ce o facem. Pentru că nu trebuie să le spuneți rețeta din care se face culoarea roșie, că noi știm de ce. Ei, atunci suntem nevoiți să scriem din ce e făcută culoarea roșie, când a venit cineva și a spus, nu, culoarea roșie nu-i mai roșie. E, asta trebuie noi să facem. A venit cineva și a spus că familia nu mai este familia naturală cum a lăsat-o Dumnezeu. A, nu mai este. Ați venit cu alte variante, spuneți la roșii, spuneți galben, nu, haideți să scriem atunci, în legea care ne conduce pe toți, să răspundem aberației voastre și suntem nevoiți să scriem că familia naturală e formată din bărbați și din femeie, dacă e absurd. Nu, dacă vreți să scriem acum că a apărut nevoia asta, haideți să scriem. Asta trebuia să facem, fraților, să răspundem unei aberații, unei nevoi care a apărut acum legată de contestarea identității creștine. Asta nu a făcut. Și acum am picat acest exemplu. Și acum o să vedeți ce va ieși de aici. Deja au apărut. Și anume, în sensul că vine acasă, s-ar putea să vină copilul tău acasă, să spună, mamă, eu de astăzi înainte sunt el Ionel, cum îl cheamă, eu sunt Ionel. Pe cum dragul mamă ești Ionel? Păi eu sunt Ionel. Trebuie să-mi cumperi fundiță, trebuie să-mi cumperi ochiță și să știi că eu mă căsătoresc cu Mihai. Dragul mamă, pe în minte, dar nu în care. A, n-ai făcut-o asta ca mamă și tată, nicio problemă. Există lângă școală magazinul care cumpără, că respectă libertatea, auziți, și dreptul persoanei și libertatea persoanei. Și cumpără fundiță și rochiță și vine și spune, dragă Iulia, vreau să spună mama, dragă Iulia, dragă Gheorghe, îți luăm copilul. Cum să luăm copilul? Păi îți luăm copilul că tu nu-i respecti dreptul de lui, libertatea lui, de a fi ce vrea el să fie. Și ți-l arată. Asta ne așteaptă, fraților. Sigur, la scară mică. Pentru că nu ne-am dus. Ne-am lăsat manipulați ca de fiecare dată. De televiziune. De idei venite din dreapta și din stânga. Și n-am ascultat de biserică. Acum, de ce n-am ascultat de biserică? Biserica să se întrebe de ce n-a ascultat poporul de ea. Acum să se întrebe biserica de ce n-a ascultat poporul. Când ascultă cineva, când ascultă copiii de mamă și de tată? Și fac invers. Când?
nu mai văd autoritate, mamă și nu zic. Atunci, fac invenț. Cine are urechi de auzit sau urmă. Da. Așa stau lucrurile, ca să nu intru mai mult pe detalii. Sigur că am făcut o evaluare într-o scrisoare pe care n-am dat-o publicității. Dar am trimis-o unor oameni din biserică. Ei, gândiți-vă. Dacă a știut dumneavoastră ce a scris eu acolo, nu vă privește pe dumneavoastră ca ce crește. V-ați îngrozit. Asta e realitatea. Și dacă nici acum nu o vedem, atunci putem să închidem toate porțile, toate ușile, la toate instituții. Da. O altă întrebare. Mai este încă ceva, scuzați. Unde au fost factorii aceia de decizie a intelectualilor, pe de-o parte, și doi, a tinerilor, că toți tinerii, toți spun că sunt o forță, acelui grup de tineri, de intelectuali și de creștini adevărați. Nu mai scoatem din rândul categorisirii intelectuale sau de vârstă. Unde, unde a fost nucleul acelor oameni care să facă misiune dincolo de mine, de părinți, de altă și de altă din biserică? Unde a fost? Deci, noi tot ne plângem de, de răul din societate. Păi și ce facem? Adică ne plângem de, ne plângem de politicieni. Ia uite ce, sunt, ce politicieni avem, ia uite ce agramați avem, ia uite ce analfabeți avem. Păi de asta, cine i-a votat? Fraților, cine i-a votat? Nu i-a votat. Mă rog, cine i-a votat? Eu ne-am votat. Atunci, de ce se ne plânge? Și aici, unde e factorul de judecată al societății? Fraților, mai este încă o problemă. Și valabilă și pentru viața personală, și pentru viața familială. Pentru viața colectivă. Avem dictonul. Știți, am două rele și aleg răul mai puțin rău. Nu, n-ai ales răul mai puțin rău, ai ales rău. Punct. Deci din două rele, dacă unul ți se pare mai puțin rău, tu n-ai ales bine, ai ales rău. Punct. Și atunci suportăm consecințe. Răul n-are categorisire. Iar răul este rău prin sine. După cum binele este bine prin sine. După cum adevărul este adevăr prin sine. Nu există categorie în adevăr. Nu există adevărul de sus, adevărul de jos. Adevărul e unul singur. Nu pot să spun, știți, în adevărul cel mai înalt, reverenda aceasta e neagră. De pe mine, haina mea. Și în adevărul cel mai de jos, reverenda aceasta e neagră. Păi nu, ăsta e adevărul. Se n-are grade de comparație. Cel mai frumos adevăr și cel mai de jos adevăr. Nu. Cel mai rău și cel mai puțin rău. Nu, e rău. Asta trebuie să înțelegem. Asta trebuie să înțeleagă tinerii de astăzi. În școală, cadrele didactice. Știți, la o conferință pe... Nu contează cine a ținut conferință. Nu e vorba de persoană. La o conferință care se mediatizează, vreau să fiu liber, trebuia să fie toți tinerii. Indiferent de conferințial. E, domnule, mă duc să văd ce înseamnă să fiu liber. Păi că vine profesorul Budare și conferențează, sau vine nu știu cine de la marginea, nu mai contează. Mă duc să văd ce vrea să spun. Ce înseamnă să fiu liber? Nu ne interesează ce înseamnă să fiu liber. Deci, iată ce avem. Noi nu mai avem întrebarea de ce acum. Pentru că eu am vorbit, eu așa cum am vorbit acum, vorbeam și dacă era tot de turbă. Exact acela lucru spune. Adevărul, de ce n-a fost toată turda? Dar nu la mine. Repet, la proiectul Tofane, nu, facem abstracție de nu. De ce nu toată? Altfel spus, ce facem noi mai departe? Sau ce putere de influență am avut asupra unul sau altul? De ce sunt bisericile goale? A, nu, ați putea să spuneți, părinte, sunt pline, sunt arhipline. Da, sunt arhipline. Sunt îngrijorător de plin. Aceasta este expresia mea pe care o spun studenții. Bisericile de la oraș, dacă mergem în toate orașele și la dumneavoastră dacă venim, în Turda sunt albii plini. Sunt îngrijorător de pline, fraților. Știți cât, cei care procentul de participare în momentul de față, că avem statistica a creștinilor la biserică, a ortodoxilor, că vorbim de noi. 5%, fraților.
4 sau 5%, adică din 100 de creștini ortodoxi, numai 4 merg la biserică. Acei 4 sunt în biserică. Deci cu aia se umple biserică. Deci unde sunt 95? Bun, unde sunt 95? Acolo sunt intelectuali, acolo sunt tineri, acolo sunt vârstnici. Bun, dar ce fac eu? Acel 1 din 5. 1 din 5 sunt eu. Sunt de dumneavoastră, sunt de dumneavoastră. Eu fac că sunt la altar. Dar ce face dumneavoastră 1 din 5? 1 din 4, cum că 1 din 5 sunt eu. Mai rămân 4. Dar ce faci tu acum? Ca să-i aduci pe încă 2-3. Acolo e misiunea ta ca și crește. A, mergem la biserică, ascult liturghia, am fost la biserică, am bifat. Dacă vreți odată, vorbim despre creștinii de astăzi. Eu îi cataloghez în 3, și acolo sunt și eu, unde sunt, ne punem fiecare întrebare și răspundem. Creștinul declarat, creștinul practicant și creștinul implicat. Martin, să spun și asta? Creștinul declarat, o sinteză, ca să înțelegeți pe mine. Creștinul declarat este creștinul de Paști și de Crăciun. Adică, dacă facem o cercetare, mergem nu neapărat cu recesăm, da? Și întrebăm pe... mergem pe stradă. Și întrebăm 100 de oameni. Ești creștin? Sau ești păcăt? Nu, creștin. Încă se simte jignit. Poți să și riști, dacă pui întrebarea. Cum eu sunt creștin? Dar pe el, din 100, numai 4 vedem în biserică. Din acele 100. Sau 5. Pe ce creștin? Acela e creștinul care merge de Paște de Crăciun la biserică. Cum e să învitutea tradiției? Cum e sărbătoarea? Sunt Paște, cum să stau acasă? Aia e Crăciunul, cum să sărbătoarea Crăciunul în la biserică? El nu știe ce merge la biserică. Acela merge învitutea tradiției și stă și el acolo. Haideți să vă spun o glumă. Am pus-o la un moment dat și în America, la o răzde s-au prăpădit acolo. Au înțeles urmă mai încolo, pentru că acum ne confruntăm, după ce am tradus-o, că ne confruntăm cu alte probleme, generația a doua de copii nu mai vorbim limba română, asta e o altă problemă. Cu dureros ca să trebuiască să vorbesc engleză în comunitate românesc. Ei, revin. Atunci le-am spus așa, ce înseamnă creștinul declarat de astăzi? Creștinul este pe stradă care, ișignit dacă le întrebăm, sunteți creștini sau sunteți băgâni? Și dacă le întreb pe colegul tău sau pe vecinul tău, ce ești? Sau pe fratele tău? Sau pe soțul tău? Sau pe soția ta, dacă întreb pe copiii? Ce sunteți? Păgâni sau creștini? Nu se permite să spun. Fratele meu, sora mea, tu mă cunoști pe mine, cum îți permiți să pui întrebarea ta? Păi creștin. Pe atât ce creștin. Ăla de Paște de Crăciun. Bine, anul trecut, băiatul acasă la masă, era cu cuscrii, era el, ția și așa, și eram cu copiii ceilalți, tot eram la masă, 12 persoane, cu nepoții și, bine, în timpul mesei, am spus, tată, eu vreau să spun ceva. Vezi ce scandalizat a fost azi noapte la Paște, în piață, acolo. Știți că în piața la Pamianu sunt la miere până pe 10-15 mii de oameni. Eu am fost de 20 de ani și îi văd viața, prin de circulație, cât vezi cu ochii, până spre teatru, străzi pe acolo. Și tată, să vezi ce scandalizat a fost azi noapte la sunul vampirului. Liniște de plină în casă. Și ne poți asculta, și nu înțelege. De asemenea, tată, dar ce s-a întâmplat? Păi tată, mă zice ce. Că să vezi ce creștini suntem. La înviere, azi noapte, lângă mine, o fată tânără, mi-a scos pachetul de țigări, bricheta, să-și aprinde toată țigara. La înviere, la înviere, când gândea că tot s-a înviat și când voi acolo erați tot cu mitropolitul și așa, și la înviere, tată, la înviere. Și atât am fost de șocat de gestul ăsta, că era să-mi scap din mână sticla de bere. Nu avea sticla de bere, dar
s-a auzit acolo și ce înseamnă asta. Deci cam așa merge pe la pace. Deci sub gluma asta se ascundea mult adevăr din atitudinea a 90 din 100 care erau acolo. Și atunci ne mirăm, fraților, că societatea merge cum merge, că familia nu mai este familie, ne mirăm de divorțuri astea, ne mirăm de rata crescută a avorturilor. Nu se ne mai mirăm. Știți că România stă pe un imens cimitir? Ați auzit asta? Deci România stă pe un imens cimitir. Adică pe mormintele a 22 de milioane de avorturi de copii omorâți. Din 1958 până acum. De când m-am născut eu până acum. Asta este România. Ce este creștinismul de astăzi? Este libertatea creștinismului de astăzi. E dureros. Și ne mai mirăm de tot ce se întâmplă acum. Pe Dumnezeu ne-a lăsat la mintea noastră. Și spunea Sfântul Pavel Romane, și se vede Roman, când te lasă la mintea ta Dumnezeu, că nu mai vrei să-L ai pe El în cunoștință și te-a lăsat la mintea ta dramele și tragedie. Uitați-vă ce drame trăim astăzi ca popor. Deci ca națiune. Ce drame, ce tragedii sunt în familie de astăzi. Ce drame, ce tragedii sunt în rândul copiilor de astăzi, a tinerilor de astăzi. Ce vreme mare drama în sufletul unui copil care nu are niciun viitor, nu are nicio orientare. Care părăsesc țara cu zecele și cu mii. E dureros, e o dramă. Că n-au loc aici. Că sunt buni. Și cine pleacă? Ce mai bun ne pleacă? Eu trăiesc drama asta, în familia mea, ca copil, pică plecată, în Germania, ca medic și bun medic cardiolog. Și acolo este printre vârfuri și aici n-am. Și îmi văd nepoții când mă duc odată la două luni. Eu trăiesc drama asta. Deci aici suntem, fraților. Așa este drama și drama acestui popor și tragedia acestui popor. Și a noastră tuturor. Și asta datorită nouă. Noi tot vorbim de societate secularizată care a dat peste noi. Și trăim într-o societate secularizată. Și ce greu e în societatea secularizată. Nu, frate. Ea n-a venit peste noi ca un tăvălug. Noi am secularizat-o. Le-am spus americanilor de Halloween. Nu avem nicio treabă cu sărbătoarea păgână de Halloween. Când noi trebuie să cumpărăm și le-am spus, e trist dacă voi, mame, vă veți duce să cumpărați 5 măști ca în ziua de Halloween să aveți copilul de 5 ori cu chip de diavol. Pe ce? Mai? Vine vreun magazin, vine vă rețea de magazine, vin tarabele din piață, vin magazinele care vând de Paști, iepurașul de Paști, ca simbol al Paștelui, vin peste noi în casa noastră și ne-a dus și ne-a pus pe masă de Paști, iepurașul de Paști, pe mesele noastre la Paști. Noi ne-am dus și ne-am cumpărat. N-au dat peste noi. Și o să întrebăm generația a doua. Le-am spus și americanilor, o să vă întrebați copiii în generația a doua, cu care trebuie să vorbesc acum engleză, o să-i întrebați ce sărbătorim. Și eu să spună, e Paște. Asta l-a dus mama acasă și tata. Atunci, când nu mai știe că învierea, că la Paște sărbătorim învierea, care și învierea mea, și învierea ta, și învierea ta ca popor, și ancorarea noastră în eternitate și în veșnicie, atunci am spus, nici voi ca părinți, nici noi ca părinți, nu o să mai există. Pentru că ei nu o să știe de ce trebuie să aibă mama și tata un mormânt, și o floare pe mormânt și să vină cu lacrimi, din când în când, noastră. Tu nu mai există. Tu ești ești o pomână de cenușă într-un asta ne îndreptăm. Cu societatea secularizată care zice că a venit peste noi. Nu. Noi creștini am secularizat societatea. Noi, prin ceea ce am făcut și poate nu continuăm. Deci ne fie acest lucru. Și asta e realitatea pe care o trăim. Asta trebuie să spunem în biserici. Asta trebuie să știe creștinii și toți la misiune. Fraților, la misiune, la Biblie. Pentru că în momentul în care citești cartea asta, biblioteca asta, nu-ți permite să faci orice. Ea te lasă liber frumos. Nu te lasă liber urât și mort, ci viu. Deci, ce să mai
întrebăm vis-a-vis de societatea în care trăim și să tot caracterizăm un fel și chip. Și nu mai era gata să vă spun ce înseamnă societatea ultraconsumistă, ultra-tehnicizată, de astăzi și așa mai departe. Uitați-vă unde am ajuns. Când am venit în Dudă și n-am putut să fiu la primărie. Nu? Mă vând de nu știu câte ori că GPS-ul nu punea aparatul, tehnica nu spunea, nu recunoștea, nu știu ce. E dureros, fraților, și dureros este, știți, pentru condiția noastră ca părinți. E dureros pentru condiția noastră de învățători spirituale dumneavoastră. E dureros pentru copiii noștri, e dureros pentru nepoții noștri, în ce lume trăiesc. Ca să nu mai vorbesc de lumea snobilor, de lumea răsturnării valorilor. Valorile nu mai sunt pe piedestal astăzi, ci sunt non-valorile. Și acele non-valori sunt luate ca modele de copiii noștri. Am fost într-o familie, la o sfeștanie, și avea o fetiță pe mine aceea. Azi m-a slujit pe canal. Fetiță de vreo 3 anișori. Și tot pe lângă mine, tot venea acolo, am luat-o și în brațe, mi-și dat copiii, aveam 7 nepoți. Și îmi iubesc copiii și... a venit și la mine și în brațe și la un moment dat am întrebat-o. Nu mă mai amintesc numele, tu ce ai vrea să te faci când ești mare? Și auziți ce mi-a spus. Bianca Drăgușa. Trist. Ce știa fetița aia de... Noi nu vorbim acum, Bianca Drăgușa nu poate să ajungă sfântă dacă se pocăiește și se... În sensul că nu se trage la alcool, pocăiește, schimbă viața. Noi nu vorbim de omul rău. Am dat numele pentru că ea, fetița, l-a pronunțat de la televiziune. N-a venit nimic cu personajul acesta. Deci... Ce era dureros acolo? Că în familie despre acest model se discuta. Și fetița a auzit ce era model pentru copilul cel mai bun. Deci, fraților, pun cum se spune. Pun și de la cap, dacă vrem să facem ceva. Dar stăm și ne complacem să constatăm. Și toți râdem și spunem, toți vedem că nu e bine. Și facem bancul din răul în care suntem. Și glumim și râdem. E trist asta. În loc să pornim la misiune. O întrebare, nu știu dacă ține Sfinția voastră neapărat. În studiul biblic, neoprotestanții primesc biblii gratuit. Când va face Biserica Ortodoxă la fel de mariași ortodoxi? Ba da, e întrebare foarte pentru mine. E foarte bună. Da, așa se întâmplă. Nu știu când o face pe Biserica. Eu vă înțelege că are și misiunea de a aduce Biblia în casă de oameni. Un răspuns. Acum, eu văd cel puțin doi preoți aici, care anul ăsta sunt singuri, vă dau cel puțin două sau trei Biblii gratuite. În primul rând, nu trebuie să fie interesat, să știți. Nu că ne-am face unui cad. Bisericii nu le fac. Nu le fac. Mână de creștini din biserica cei 4-5, că aceia sunt tot, sunt cei de condiție medie socială. Nu vedem mari bogați în biserică și pe care ghesuie bani. Sunt toți bieții, oameni care au pensia și salariul lor din care trebuie. Să fim bineînțeles în sensul ăsta. Bisericile fac, nu putem noi, decât când vine câte o mână de oameni care au bani. Nu? Restul ce mai facem noi acolo, câte o... Mai faceți noi câte un brâu din banii oameni și mai putem să plătim din banii puținul creștin pe care avem curent așa. Nu avem impresia că putem să facem ce se întâmplă astăzi. Dar trebuie să facem acum în acest sens. Facem acum o inițiativă. Că de ce și inițiativele din biserică eșuează? Sau sunt palide? Facem acum o inițiativă. Iubiți creștini. Toți adunăm bani. Asta se întâmplă în bisericile menționate acolo. Toți adunăm acum bani. Știți pe un om de influență. Discutăm noi cu cineva care are bani. Facem o acțiune acum să dăm la fiecare creștin și la fiecare copil o Biblie din biserică. Vă spun eu că să nu. Da. Pentru asta trebuie să. Sau, în fel. Cum
cum este acțiunea ghiozdan, acțiunea pantof, acțiunea cămașă, pentru copiii necăjiți. Avem acțiunea Biblia. Te rog să fii tu creștin cu o Biblie în biserică. Atât. Fiecare va veni cu o Biblie în biserică. Și atunci biserică o dă la creștin. Care nu aveți Biblie? Poftiți-o. Păi, o Biblie. Pentru că văd creștini că bănuțul lor se duce în viața cuiva, ți-l dă. Asta trebuie să faci. E foarte simplu. Ca să putem să avem în biserică duminica viitoare 100 de Biblie. Și poate duminica altă mai avem 100 de Biblie. Acțiunea Biblia. Și atunci se vedeți cum e acțiunea ghiozdană. Cum mergem frumos și... sau acum, apoi de Crăciunul și de acțiune, că au venit copiii și au spus, tată, ce mărime trebuie pentru un copil? Că a venit familia, un copil are 8 ani. Ce mărime trebuie? Întreba pentru cei de ori, din păcate, fără în perușină. Ce mărime trebuie la un copilar de 8 ani, la pantalon, la fermar și la un copil? Dar de ce? Avem un copil, participă la acțiune și avem un copil pe care să-l îmbrăcăm de 8 ani și 8. Deci avem o familie care se duc copii prin alte mari. Astea sunt acțiunile pe care trebuie să le facem și noi, biserică. Mai pregnați, cum să vă spun, mai prezenți în ceea ce înseamnă dăruirea și misiunea. Să vedeți cum se găsesc. Și asta am să spun. Cum ai spus mai departe și pe alte canale, media. Ah, de ce nu se fac spitale în biserică? De ce nu am făcut cu banii 40 de, nu știu, de milioane de euro când a costat referendumul ca să ne apărăm identitatea creștină, de ce nu s-a făcut un spital? Am spus la televiziunea Trinita și acum am înțeles că s-a făcut o fundație, trebuie să verific în Belgia, că au auzit acolo oamenii, a, facem un, că am spus așa, a, deci ne plângem, se plânge lumea și o parte din politicieni că am irosit pe lucruri nesemnificative, au zis. 40 de milioane? Bun. Toți ăia 3.000 de oameni, ați auzit poate la televiziune, toți ăia 3 milioane câți am votat, punem 6 euro. Și se adună 40 de milioane, imediat. Adică, punem, de exemplu, să avem să spun 10 euro. Că era 3.200.000, ori 10, 30 și... Nu mai știu cum a făcut, altcineva a făcut calculul ăsta, direct atunci în televizor. Nu punem 6 euro. Cine va sta 6 euro sau 10 euro pe aia? Haideți, toți ăștia care am votat, să punem acum 10 euro într-un cont și adunăm 40 de milioane de euro și facem spital. Ca să nu mai spune cineva că am irosit pe nimic. Auziți, pe nimic, pe lucruri nesemnificative, la cel mai înalt nivel. Nu e cazul acum să ne ocupăm de lucruri nesemnificative, care ne învrăjbesc. Cum să... Pe cine învrăjbesc? Pe cine învrăjbește că eu spun când cineva mi-a spus că referenda asta e roșie și eu spun că e neagră? Pe cine învrăjbesc? Deci iată manipularea noastră. Iată ce s-a insinuat în rândul nostru. Iată unde suntem ca popor. Haideți să adunăm, să punem 10 lei, creăm un fond și facem un frumos spital. Să vedeți. Ca să nu se mai plângă nimeni. A, vrem spitale, nu biserici. Atenție, vis-a-vis de catedrală. Mântuirea care ne-a salvat din ca popor. Și care are avem și noi o reprezentativitate în ceea ce a însemnat istoria asta nescrisă până acum a poporului. Știți când de la 1877 fănăzuința de a se face o catedrală simbol al ortodoxiei noastre. N-am putut, că au fost rănile în 1877, după ce au venit războiul, când iară s-a pus problema, 1918, am spus în Detroit, unirea a fost o minune, n-a fost unirea Transilvaniei cu România. Nu, ci formarea României mare, dar numai în timpul, să vă spun, a fost o minune, fraților. 1916. Nu trebuia să intrăm în război. Nu mai puteam, România trebuia să intre în război de o parte. Dacă intram de partea Antante, Rusia, Franța, Anglia, ce pierdeam? Basa Radia, că era în partea Rusiei. Dacă intram de partea forțelor, nu? A Imperiului, ce pierdeam? Adică Ungaria, Austria, Germania, ce pierdeam? Transilvania. N-am pierdut fraților.
nici Basarabia, nici Franțele Mare, că s-au unit, nimeni nu înțelege și politicienii de la vremea respectivă. Cum a fost minunea asta? Bună s-a petrecut, iubiții mei, o minune cu acest popor. Și noi nu ne-am unit la Transilvania numai, ci și părțile, Banatul, Fișoara, care este țara ungurească, Banatul până la Dunăre cu restul țării. Dar asta e problema istorică. Dar câți istorici am auzit vorbind așa? La televiziune. Câți pe câți? Aiurea. Ce trebuie numai să se spună? Nu ce... Nu. Cât e nevoie să se spună, nu cât trebuie să se spună. Revin. Și atunci, iată ce avem noi de făcut. Așa, în 1918, nu s-a putut, că a fost rănile războiului. În perioada interbelică nu s-a putut, că a fost sărac poporul. După războiul al doilea, imediat a venit prietenii de la răsărit, cu insurecția, auziți, insurecția de-a 23 august, în 1944. S-a învățat. Ce mai mult. Falsul, îngroparea istoriei României atunci de către comuniști. Cu insurecția, sărbătorii mare, insurecția, cu abdicarea regii. Sibirea lui se plece. Fraților, și atunci, acum a venit acest patriarh, care are inițiativă, care are viziune și știe ce să facă și stăpânește istoria, și a făcut. Și a făcut, sigur, cu banii noștri, tuturor. A făcut acest simbol frumos de care în America acum stau toți și se miră. Și smânde. Dar când a fost vorba să dea bani, spunea de catedrala Mântuirii Neamului, cu acel nenorocit care a lăsat, nu mai spun cum îl cheamă, cu trei litere, care a lăsat principiul, nu mai spun, numai trei litere, și știți, catedrala Mântuirii Neamului, adică în Bajor. Și nu e nimeni atitudine. Păi când s-a văzut acest om pe televiziune, pe ecran, și a spus și a spus, închidem imediat, că mai nicio rating televiziune respectivă. Să se înțeleagă respectivul individ de ce poporul l-a închis. Fraților, trebuie atitudine. Trebuie să respecti istoria, trebuie să iubești pământul ăsta, trebuie să iubești jertfele martirilor și ale strămoșilor noștri, ca să poți să trăiești pe acest pământ, să poți să faci ceva. Când nu le iubim, nu faci nimic. Deci trebuie suflete și inimi și astfel. Nu ne de martiri, dar nu ne omoră nimeni. Martiri de jertfă pentru acest popor. Iată, avem acum o catedrală. Spune-mi, ce e că, la asta vreau să fac referire, cu sloganul, ce biserici, ce catedrale, spitale? Ce, nu suntem un popor de bolnavi? Noi asta vrem. Un popor de suferinți, de șchiop, de orb, de surs, de bolnavi toți, de cace, să facem spitale? Adică așa ne vrem noi. Biserica este ea însăși un spital pentru sufletele oameni. Și să știi dumneavoastră un lucru. Când sufletul tău e puternic, și dacă e robit de o boală, stai în picioare. Oricât ai fi de slab, când sufletul tău este puternic, reziști și mergi. Ești optimist, lupți cu boală și o învinge de multe ori. Când sufletul tău e dărâmat și nu ai nicio nădejde, și nici o speranță în tine, și nici o reazim într-o putere dincolo de puterea omului. Oricât ai fi de un munte de om să fii, ești în pat, dărâmă. Uitați-vă, oameni robuși, sănătoși, cu averi și cu bani și cu... care nu lipsește nimica. Ajuns în depresie și stau în pat și n-au nicio bucurie de nimic și nu pot să facă nimic. Oameni cât un munte. Pentru că depresie e o boală. Depresia apare atunci când nu mai are nicio speranță dincolo de om și de limitele omului. Când toată lumea îți spune nu mai se poate face nimic sau nu mai vezi soluție și tu nu ai o reper la Dumnezeu, ci numai la om, nu-i sigur că pici în depresie. Și atunci noi avem nevoie de spitale? Da, avem nevoie de spitale. Dar avem nevoie de spitalul care previne spitalul. Avem nevoie de spitalul care să ajute profilactic oamenii sufletește să n-ajungă în spital. Avem nevoie de biserici. Când nu o să mai facem biserici, o să facem spitale, să știți. Și nu o să ne ajungă în spital. Când vor fi biserici și cu oameni în ele, cu creștini în ele și cu preoți adevărați, nu o să fie nevoie de spitale, vă spun eu, mai mult decât sunt. Atunci ajungem toți, că nu mai e biserică, ajungem toți în spital, să știți, că nu mai este o speranță la... O putere dincolo de noi, care face cu noi minuni. Unde e turda? Toată turda trebuie să fie.
și să auzim și să pornim din turnă. Aceste mișcări și aceste acțiuni de suflet creștinesc și românesc și de viață spirituală. Altfel ar arăta familiile, altfel ar arăta copiii noștri și altfel ar arăta societatea în care trăim. Și mă întrebați acum, dar cât trebuie să facem pentru asta? Foarte puțin. Iată cât de puțin trebuie să facem? Cât de puțin care trăim identitatea creștină? Atât. Atunci când ești creștin adevărat, ești și creștin bun în biserică, e și tată bun, și mamă bună, și profesoară bună, și preot bun, și doctor bun, și muncitor bun, și șofer bun, și taximetrist bun, și așa mai departe. Atât de puțin trebuie să fie. Dacă nu chiar nimic. E un paradox teribil. Să fii doar om, să fii creștin. Cum reper la ce? Pe lângă toate reperele din jurul tău, de aici, de pe pământ. Atunci nu s-a rămas niciodată depresiv și fără speranță și nu s-a mai avut și niciodată. Dar nu sigur că trebuie să creăm spitale de psihiatrie. E una așa, mai multe decât biserică. Cât de nu se întâmplă? Căsătoria unui ortodox de lucrurile de favoritate, pentru orice altfel de găsim, este binecuvântat de Dumnezeu. Fraților, noi acum vorbim de căsătorii de mixte, dar trebuie să avem în vedere următorul lucru. A fost o întrebare care mi se pune aproape peste tot. Noi, este pictorul acela The Love is Blind, dragostea e oarbă. Când e oarbă, nu aduce nimic. Deci, ar fi trebuit să fie toți tinerii din tur, dar ei să le spun că îndrăgostirea, când te îndrăgostești un om și iubești un om, trebuie să aibă în spatele și rațiunea. Că dacă nu este rațiunea, astăzi îți place de un om, te duci cu el. Voi de te poți îndrăgosti de altul, te duci cu el. Pentru că ne îndrăgostim până moarte de oameni și de chipurile lor și de frumusețea lor dumnezească și așa mai departe. Există o rațiune spate, care ne spune eu trebuie să am o limită la ceea ce fac, etc. Și atunci, dragostea asta trebuie trecută și prin filtrul rațiunii. Sigur că biserica accepta să binecuvinteze măcar, dacă nu cununia, dacă se întâmplă astfel de căsătorii, cupluri dintre un ortodox și un neortodox. Din rațiune, măcar de a fi binecuvântați, de a nu trăi măcar chiar despărțiți total de biserică. Dar nu merg familiile mixte, să știți, decât foarte puțin. Pentru că intervin pe rol diferențele de tradiție, de cultură. De exemplu, în spațiul ortodox e o tradiție, în spatele protestant sau eu protestant altă tradiție. Și la un moment dat, dacă căsătorește un creștin, să zic, un pentecostal sau un baptist, poate el a crescut de mic, îi s-a dus la Maica Domnului și a plecat genunchii la Nicula. Îi spune, uite, mă duc la Nicula să mă plec Maicii Domnului sau vreau să-și aduc o icoană în casă pe care o iubește, care a făcut minuni cu el. Și celălalt îi spune, nu, ce mai? Cine? Ce icoană? Gata, s-a rupt acolo totul. Nu mai, să vedeți cum, ce ochi are apoi dragoste. Dintr-o dată s-a vindecat. Dintr-o dată s-a vindecat și a primit ochi și ochi la. Ca să vadă mai bine. Unde, întreb acum, unde la Bizbaie? Cum dintr-o dată se vindecă dragostea aia de orbire? Cum se vindecă dintr-o dată? Și încă ce bine vede. Cu lupă, vede și cu lupă. Și atunci, iată de ce nu. Mai mult. Când e vorba de exemplu, botez, poate tu chiar vrei să fie botezat în credința ta frumos, nu să fie aruncat la 30 de ani apă. Poate chiar vrei ca casa ta să fie și sfințită de un preot. Ai chiar semnul crucii în casă. Și celălalt spune, dar ce preocie are?
creștinul 5. Pe acolo s-a dărâmat. De aici încep diferențele, problemele, nu mai vorbesc că părinții celorlalt au și ei un rol teribil, că cusc de multe ori, dacă nu de cele mai multe ori, nu vorbesc pe copiii lor să-i adune, dacă nu-s cuminți și înțelepți. Toată vii, am spus peste tot, nu mă știu, în Scoția sau unde am spus, noi trebuie să avem programe nu numai cu tinerii care se căsătoresc, dar nu avem programe cu tinerii care se căsătoresc. Într-un an de zile, cum au alte comunități creștine. În America, la o biserică nu-ortodoxă, avea discuție o echipă, era o echipă de pastori, noi preoții abia mai stăm unul lângă celălalt. Echipă în care o echipă lucra cu tineri, altă echipă cânta, altă echipă se ocupa de programul biblic. Acolo erau 2-3-4, dar avea o echipă în jurul lor. Și se dau de vorbă cu tinerii, care, cu cei care se căsătoresc, cum au avea consilierii astăzi. Consilierii nu trebuie să fie numai... Am întâlnit în America unul care m-a îngrozit la un moment dat la liturghie, mi-a spus, dar, adică stătea chiar lângă noi, la Sfânta Masă. El era un crâsnic, era fără biserici. Ce? Nu mă păzit, ce facem? Eu stau aici, părinte, cu dumneavoastră. Cum domnule stai cu mine? Eu sunt preot. E Sfânta Masă. Păi eu am domnat biserică. Și atunci, dacă eu am domnat biserică, trebuia să stea lângă mine. Deci, nu punem consilier numai că bunicul o dona pământul la biserică, de nu mai face nimic. Respectăm vârsta, respectăm ce s-a întâmplat, respectăm demnitatea de ghidul, dar avem oameni de acțiune și oameni tineri, care se poate, se poate lucra cu ei, nu? Înainte la misiune, cum o să se supere consiliere mai în vârstă, dacă sunt consiliere pentru dumneavoastră, dar... unde avem tineri? Și atunci, avem programul cu tinerii de care se căsătoresc la noastră, știm pe tinerii care se căsătoresc la noastră de la biserică. Să ne întâlnim cu ei în 6 luni, în 3 luni, în 2, într-o lună, în 2 săptămâni și o săptămână înainte de căsătorie, în care să le spunem ce înseamnă responsabilitatea familiei, ce înseamnă să fii mamă, ce înseamnă să fii tată, ce înseamnă celula familiei, societatea în care trăim. Știți când ne întâlnim noi cu tine? Sâmbătă iau un da. Și vine dimineața, chemă la spovedere. Și mai sunt acolo un rând încă, mai stau la asta repede, ei, unii se spovedesc prima dată, ei nu știu, ei vin în virtutea tradiției să se spovedească, că sunt că-i mână părinții, că mâine au nunta și trebuie să se spovedească. Păi mireasa aia nu, ea de la spovedere merge la coafor, mi se pare normal, că două zi vine. Merge spovedere rog, ea să zice. Că numai de spovedare, de ce spui Dunar atunci? Timp pentru așa ceva. Păi ne mirăm de divorț și... Deci iată ce trebuie să facem. Deci nu avem acest, iată acest program. Și câte trebuie să implementăm în biserică. Deci, nu merg aceste căsătorii, pentru că intervin problemele de tradiție, intervin problemele de etnie, de națiune, de popor, cu diferențe mari și la un moment dat ele intră pe rol. Deci eu n-am întâlnit căsătorii multe și fericite pe durată mixtă. Decât dacă nu interesează absolut nimic din ceea ce înseamnă a fi creștin. Dar în momentul când culme, în momentul când nu interesează nimic din a fi creștin, nu rezistă nici în spațiu păgân. Adică atunci poți să faci ce vrei. Toate păcatele poți să faci că nu ești creștin, nu te interesează nicio tradiție de la etnia cutare, de la națiunea cutare, nu te interesează nicio tradiție din biserica cealaltă. Bun, de ce nu rezistă în spațiu păgân atunci? Dacă nu sunt nici român bun, nici ungur bun, nici pocăiesc bun, nici orăduri bun, nici creștin bun. Bun, dar de ce nu rezistă în spațiu celălalt? În spațiul acela nu rezistă, pentru că în păcat și lipsă de autoritate spirituală este strămoare și tragedie și caos. Atunci caos nu poți să crezi. Și n-au șansă nici din curul. Vă dați seama? Și e tragedie. Deci n-au șansă nici în spațiul ăsta, nici în celălalt. Are indiferență. Nici în spațiul acceptării autorității spirituale, dar nici în spațiul indiferență și a neglijării autorității spirituale. Nici o șansă. Dăm binecuvântarea acum, ca să totul să
închei răspunsul ăsta optimist, dăm binecuvântarea lăsându-L pe Dumnezeu să lucreze. Poate Dumnezeu lucrează acolo și binecuvântându-și și schimbă mintea și har, poate să opereze după cum, îngăduind de multe ori eu personal ca omic, îngădui la împărtășanie și oameni care îmi dau seama că n-ar trebui să îi îngăduie acum ce se țin un timp să mai mediteze, dar dacă nu reușesc să mediteze în mine, mi-am îndepărtat, atunci ce fac? Că preot iau pe umeri mei, că atâtea pe umeri. M-a întrebat odată de ce nu am cruce. Mă duc la, eu sunt la catedrală de 20 de ani și cam uit să mă duc. Am atâtea cruce acasă, cu toate diamantele și cu toate pietrele scumpe, mai tot primesc eu pe unde mă duc și nu le iau, pentru că le uit. Ați înțeles? Le uit acasă. Mă duc fără cruce, de ce nu aveți cruce? Uitați, toți au cruce. Păi, pe atâtea am aici pe umăr și pe astea la alte, nu le mai pot duce. Nu mai pun și pe piept, prea că mă trage chiar tot, ca să fiu echilibrat de pe umeri, să nu mă trage chiar în față, să fiu duci. Dacă le am pe umeri, mai măcar stau drept, fiți echilibrat, că dacă le am în față, atunci nu le mai pun în față. Și am o cruce aici după mine de lemn. Mi-e dragă, e de la Sfântul Iacob, o de vin. Și o por cu mine aici. Așa mă iau, dar uitat-o pe mine și. Deci, iată ce avem de făcut și îi las pe mai îngăduitor să vină la împărtășare din ideea că mai bine să lucreze Hristos din El însuși, dacă vine, chiar dacă e nevrednic. Să lucreze El de acolo, din sufletul Lui și din viața Lui cu care Hristos face o unitate de comuniune, decât să lucreze de departe prin mine, care s-ar putea să nu mai țină legătura cu mine. Că duce las pe Hristos și pun pe unii. Greu de zis. Dar încă stau greu și rezist. Rezist și nu vine. Ați înțeles ce vreau să spun, dincolo de metafă. Și o ultimă întrebare. Dacă în SUA ați predicat și alte religii, gen catolici sau protestanți, mi-aș permite să completez întrebarea. Cum e primit o predică ortodoxă sau un discurs ortodox într-o comunitate neortodoxă? Am fost în America într-o comunitate neortodoxă, lângă Los Angeles. Și ei mi-au dat mai multe telefoane când pornesc din Detroit, când am ajuns, când sunt într-un loc, când într-altul, când ajung la precis, la idei, erau preocupați mai tare decât alții, unde mai scujit duminica, decât creștinii ortodoși. Și ei au spus așa, Părinte Profesor, dacă putem, vă trimitem și elicopterul. Ortodoxii încă nu mi-au spus că trimite elicopterul pe noi. Dar în Parlamentul României, când am fost, gruparea de pocăiți, cum se spune, au spus că era iarnă la Cluj, nu decolau avioanele și se pare pe ce an am decolat în București. M-am dus totuși cu avionul, s-am crezut că va decola avionul, va ateriza avionul în condițiile acestea. Am spus, domnule, la Cluj e zăpadă uriașă, la București am înțeles că aterizează avionul și merge printre năveți și am poza aici. Uitați, și erau adunată zăpadă și pe acolo ceva pe acolo. Nu mai se vedea pista în jos și nu știu cum aterizează. Și... Dar ei mi-au spus așa, că eu am avut inițiativă parlamentară. Deci, Părinte, vă trimite un elicopter. Eu am văzut că glumesc. Și-au spus, acolo era pregătit un elicopter, sunt elicoptere de intervenție personală pentru a trimite după anumite oameni. Eu am văzut că e glumesc. Deci, iată cum am fost primit acolo. Și, dumneavoastră, ce credeți că spun? Tradiția noastră, cum am vorbit despre... ne place acest Iisus numai din citate scripturistice. De ce credeți că am eu doctorat din spațiul evanghelic? Eu am văzut. Este cel mai bun ambasador. Ei descoperă că de a vorbi despre Maica Domnului. Am vorbit despre cruce, despre biserică. În mijlocul pocăinței. Știți cum ascultă ei lucrurile astea? Așa ascultă că eu numai le vorbesc din Biblie. Spun, nu vă spun din Biblie. Ca să nu ziceți că vorbesc în afară Biblie. Și ascultă cu sufletul lor. Iar anul trecut a fost în o comunitate, clasa lor de adunare, care este instituție mamă. Unde au venit, au fost adică plin, au fost vreo 4.000 de oameni.
Și a doua zi am chemat cu mine la biserică. La biserică ortodoxă era în canal. Și am slujit la biserică ortodoxă și am spus pastorului și bucureștinii, haideți mâine la liturghie, să vedeți liturghia care e și a voastră, dar la părăstire. Pentru că liturghia Sfântului Albul Rădeaului, în secolul IV, că biserică nu era, creștinismul era divizat, nu era la biserici. Dar creștinismul autentic. Și atunci a fost liturghia Sfântului Albul Rădeaului, în secolul IV făcută. Că nu exista ortodoxi, catolici, protestanti, neoprotestanti. Și atunci a spus, haideți să slujiți, să vedeți liturghia voastră, nu numai noastră. Cum acum a noastră? Păi ce costă? Pentru că e făcut în secolul IV. Deci a creștinismul e autentic. Și nu am apucat să-i spun preotului că o să vină și ceva creștini din alte culte și dimineața s-a auzit o forfă, a venit cu vreo 60-70 de mașini. Și au parcat, nu era loc de parcare. Și când am dat în biserică, mă rog, ce-i cu forfă de asta? Păi zic, vin pocăiți cu mine. Eu nu le spun peorativ pocăiți, în sensul ăsta. Uneori cu respectul care li se cuvine și lor. Că s-au îndepărtat de adevăr, trebuie să avem noi puterea și oameni bine pregătiți, să le arătăm că s-au îndepărtat de adevăr. Toate tezele lor de doctorat sunt pe patristică, care i-au părăsit. N-au patristică ca învățătura Sfinților Părinți. Dacă ați vedea și teze de doctorat, nu vedeți acum că toate casele de adunare lor sunt aproape făcute în formă de biserică. Nu vedeți de navă, cu cruce. Nu sunt făcute ca să inducă în eroare. Cum adesea am spus, noi uite, pun și pocăița cruce pe biserică ca să inducă în eroare pe creștinii noștri, că nu se meargă acolo, fiind serios. Orice om știe că ai casă de adunare, nu-i biserica lui, nu? Cum e? Se duce din greșeală, GPS-ul îl duce acolo, nu se-l aducă la biserica lui, nici vor. Toți creștinii știu care e biserica lui. Deci e farsă și ideea aceasta. Nu eu, au început să redescopere, știți ce mi-a spus, nu mai știu, în ce țară, un pastor zice, mi-a spus, părinte, noi punem crucea pe care am îndepărtat-o până acum, o punem pe biserică pentru că noi suntem mântuiți în crucea Domnului Iisus. Și toată lumea trebuie să vadă de departe crucea în care ne-am mântuit. Pe ce crezi? Deci el descoperă acum ceea ce am pierdut. N-am timp să vă explic acum istoria creștinismului. Vă vedem un ecran aici să vă arăt cum a apărut diviziunile creștinismului. Am făcut-o în America, acum am rămas uimiți oameni. Deci iată că nu este ce se întâmplă în spațiul nostru doar din propagandă numai, ca să motivăm în felul acesta. Și atunci, iată cât de multe lucruri ar trebui să știm, pe care nu le știm și de ce ar trebui să avem totala deschidere față de a spune adevărul și altora care l-au părăsit. Nu să... Eu abia aștept, eu sunt... Abia aștept să ajung să fiu invitat în spațiul neoprotestant. La baptiști, pentecostale, etc., unde pot să spun învățătura pe care nu au ei. Și acum, unde a fost? În Detroit au stat în loc de 2 ore, au stat vreo 4 ore și m-au spus. Nu se grăbea nimeni și nimeni n-a spus, da, programul nostru este de 2 ore. Deci, iată ce misiune avem de făcut. Dar nu înseamnă că devenim, dacă, nu înseamnă că dacă merg și le vorbesc despre Sfinții Părinți, despre Biserică, despre Hristos, Maica Domnului, etc., tradiția patristică, eu sunt pocăit. M-am pocăit, cum se spune. Ar fi bine să fiu pocăit, dar nu se pocăit, nu din asta, înțelegeți, confesional, adică pocăit în sensul să trăiesc și eu o viață autentică, știu. Dar nu trebuie nicio că trăiesc în lumea asta și mai fac și eu compromis, mai... Uneori mi-e frică să spun tot ce vreau să spun, uneori mi-e frică, deși nu prea mi-e frică, dar uneori mai am și frica asta. Și atunci, în sensul ăsta spun că se ne mulțumim de mine. Așa că avem toți mare misiune de a face mai mult decât facem. Și dacă am face mai mult decât facem, altfel ar arăta societatea care trăie, familiile noastre, copiii, dacă am fi părinți, bunici și bunici, creștinii creștini, cum a arătat societatea. A, și încheie cu asta. Odată un misionar a fost chemat, a spus, haide
ales, făcea misiune în lumea păgână și a spus, haideți la biserică, creștinăm, biserica creștină. Și unul dintre cei care nu erau creștini, a spus, dar unde ne chem? La biserică. Haideți la biserica creștină, să vă botezăm, să vă creștinăm, faceți parte din biserica asta, unde eu sunt creștin. Dar, nu mă puțin, vreau să te întreb ceva, domnule misionar. Voi acolo, în biserica asta unde mă chem tu să mă creștinez, voi acolo învățați să furați, să dați mărturie mincinoasă, să fiți nedrepti, să înșelați, să vă îmbătați, să vă desfrânați? A spus misionarul. Păi ne predicăm Evanghelia lui Iisus, cum să vă chemăm? Deci, deci nu asta ne învățați acolo. Cum să învățăm asta acolo? Păi eu te întreb, pentru că majoritatea care ies de acolo, a doua zi se îmbată, fură, pline tribunalele, nedreptățesc, înșeală, pune că nu costă 2 lei, că costă 5 lei, mint, vorbesc de urât, se ceartă, poartă mânie, păi ăștia zic și de acolo. Și eu am crezut că asta învață acolo. Și nu i-am condamnat până acum. Adică nu asta învățați acolo. Nu, sigur că nu asta învățați. Atunci când o să văd creștini ieșiți de acolo, de unde mă chem, care nu fac asta în societate, atunci eu sunt primul care vin la locul. Atunci cum să facem misiuni când din biserica noastră ieșim? Și nu are vreo auzit sau și eu, și dumneavoastră toți. Și tu, de tot. Mulțumim tare mult, domnule. Ceea ce ești mai cinstită decât herovimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea într-adevăr născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, într-un numele